doamnilor, bună seara și bine ați venit la marea finală! Bravo! I Still Celebrities! Dea Codrea, Andreea Tonciu, Oana Radu, Cristina Șișcanu, Alexandra Ungureanu și Teo Rose. Vrem să fie o seară magică, să vedem stil demențială. Va fi o noapte albă, plină de suspans, tensiune, emoție. Bravo, Still Celebrities! Începe! Învingătoarea va pleca acasă cu un cec de 100.000 de lei. Dar cine sunteți dumneavoastră pentru Oana? Primiți și răspândiți. Mamă. Simplitatea și naturalețea și rafinamentul și bunul simț. În curând aflăm cine este câștigătoarea sezonului cu numărul 6, Bravo I Still Celebrities. Vedem prima finalistă eliminată. Cine este cea mai stilată celebritate din România? Doamnelor, domnilor, bună seara și bine ați venit la marea finală! Bravo, I Still Celebrities! Mai avem de făcut acum, aici, împreună, o ultimă oprire. Am ajuns la destinație și în doar câteva ore, pe ecranul din spatele meu va sta scris numele marei câștigătoare, Bravo, I Still Celebrities! Va fi o noapte magică, va fi o noapte albă, plină de suspans, tensiune, emoție, totul
pentru voi. Rămâneți alături de noi, începe marea finală! Și această seară stă, ca toate celelalte, sub atenta supraveghere a celor trei, care de fapt au devenit busola acestui show fenomen. Cei trei jurați, fără de care show-ul nostru nu ar fi ajuns ceea ce este astăzi. Bună seara, Raluca Bădulescu! Bună seara! Bună seara, Moniț Munteanu! Bună seara! Bună seara, Cătălin Botezatu! Bună seara! Mai avem atât de puțin până la deznodământ și vreau să vă întreb ce așteptări aveți, ce simțiți, cum credeți că va fi această seară importantă pentru fete. Vrem să fie o seară magică, să vedem stil și să câștige cea mai bună. Aștept un show complet din partea concurentelor, să-și lase măștile și să vedem pe cea mai bună triumfând. Evident, cea mai bună să câștige. Doamne ajută așa să fie și apropo de celebrități, Bravo ai Stil Celebrity se pregătește să tragă cortina. Nu înainte însă de a celebra cele 6 finaliste, iată-le! Ele sunt concurentele care au luptat, au ajuns până aici. Ele sunt cele care se vor transforma din nou în această seară. Ele sunt cele care își vor depăși din nou limitele și vor face ca tot efortul pe care l-au depus într-un an de zile să merite. Iată finalistele! Alexandra Ungureanu, Andreea Tonciu, Dea Codrea, Oana Radu, Cristina Șișcanu și Teo Rose. Cert este că la finalul acestei seri, învingătoarea va pleca acasă cu un cec de 100.000 de lei. Cec sau cert? Cert. Wow. Cert. Stai că e cert. Moris e invers. Lasă, dragă, că s-a înțeles. Hai că să te ajute și mă. S-a înțeles. Ia. Ia să pune și mă să mare. Dar nu ai, așa. S-a înțeles. Ia, uite-ne. Ia. Au, iar pe fruntea învingătoarei va sta evident superba coroană care îi va și atribui titlul de cea mai stilată celebritate din România. Putem Ilinca? Să plecăm ca la cenușărea să vedem cui îi vine exact, mai bine. Da. Și, asta, și eu aș vrea nu să plec acasă cu cecul, aș vrea să plec cu domnul Munteanu. E, fetiță, trebuie să mai numărăm vreo 4.699 ori 80 de cecuri ca să se întâmple asta. Adică vreți pentru bani cu mine. Ok. Fetelor, ocupați loc, încercați să vă relaxați un pic cât de mult puteți înainte de a ne prezenta momentele voastre. Așa cum i-am obișnuit pe cei de acasă la sfârșitul fiecărui sezon aici, în platou, în gradene, stăteau susținători, părinți, familie, prieteni dragi vouă, dar și concurente care au pășit în competiția noastră și au plecat mai devreme. Însă de această dată, din cauza pandemiei, din păcate, cei dragi nu vor putea fi fizic alături de voi în platou. Însă eu sunt convinsă că sunt acasă, în fața micilor ecrane, cu sufletul la gură și cu telefoanele în mână, votând câștigătoarea acestui sezon. Și apropo, vă pupăm, vă iubim, vă mulțumim că sunteți alături de noi și stați liniștiți. Fetele sunt pe mâini bune, le-am pregătit totuși surprize în această seară, așa că rămâneți cu ochii pe noi. Nu mai este o surpriză însă faptul că voi decideți marea câștigătoare. Acum este momentul să conștientizați că votul vostru trebuie să ajungă acolo unde vreți voi. Puneți mâna pe telefoane, trimiteți SMS la 1206 cu indicativul concurentei voastre preferate. Mare atenție! Votul va fi activ până în momentul în care voi spune în direct stop vot. Mai aveți timp, acum este momentul, acum ori niciodată, voi decideți cine rămâne, cine pleacă. Voi desemnați marea câștigătoare a acestui sezon. Fetelor, sunteți pregătite? Nu prea. Da, și nu prea. Vrem să mai lungim puțin acest moment. Nu știm ce se întâmplă, ce urmează. Eu nu-mi doresc să facem asta, pentru că în momentul în care avem tensiune, în momentul în care avem emoții, adrenalină și suspans, se creează niște sentimente greu de exprimat în cuvinte. Și tocmai de aceea vreau să știți că seara asta este a voastră. Wow. Trageți aer adânc în piept. De voi depinde și de ceea ce se întâmplă acum deznodământul. Momente, ținute, energie și tot ce reușiți să le transmiteți celor de acasă. Începe marea finală Bravo ai Stil Celebrities! Wow. Emoțiile cu care prima concurentă ce deschide marea finală a pășit în această competiție nu vor fi uitate, cred, niciodată. Chiar ea a mărturisit asta în timpul emisiunilor, în acest studio care i-a devenit ca
a doua casă și a doua familie. Ne bucurăm că ne-a lăsat să o cunoaștem așa cum este și ne bucurăm că ne-a adus de fiecare dată zâmbetul pe buze. Oana Radu! Experiența Bravo iStyle a fost pentru mine totalmente una neașteptată. Nu mă așteptam nicio secundă să mă schimbe atât de tare. Mi-am demonstrat foarte multe lucruri pe tot parcursul acestui proiect. Mi-am învins foarte multe frici. Am aflat că sunt un om foarte puternic și am învățat multe lucruri despre modă. Nu mă așteptam să ajung în marea finală, nu mă așteptam pentru că știam că absolut toate fetele de aici lucrează cu stiliști și că nivelul competițional era foarte ridicat. Eu pe tot parcursul emisiunii m-am îmbrăcat singură. Mi-a fost extrem de greu să alerg mereu după haine, după ținute. Au fost foarte multe comentarii atât negative cât și pozitive. Din absolut toate am tras o învățătură. Despre comentariile pozitive mă bucur, mă bucură foarte tare că sunt oameni care mă plac și am o vorbă pe care o să spun toată viața. Mea, nu plac pe toată lumea și nici toată lumea nu mă poate plăcea pe mine, așa că mergem înainte. Cred că această seară va fi una dintre cele mai speciale seri din viața mea. Eu consider că premiul trebuie să meargă către cea mai bună și da, nu mă consider cea mai bună pentru că sunt un om modest chiar dacă nu pare. Am învățat foarte multe și din punctul meu de vedere în această competiție eu am câștigat. Am reușit să arăt oamenilor felul meu de a fi, faptul că știu să cânt, că sunt un bun entertainer, că am vorbele mereu la mine și că până la urmă am învățat să mă îmbrac mai bine decât o făceam înainte. Dacă vă regăsiți în personajul Oana Radu, dacă vă regăsiți în povestea mea, dacă vă regăsiți în felul meu de a fi, votați 10 la 1206 și cea mai bună să câștige. Bună seara și bine ați revenit la show-ul meu, show-ul care se numește Oana Radu are stil. În această seară, invitata specială a show-ului sunt eu, bineînțeles, și publicul sunt tot eu. De asemenea, juriul este format tot din mine. Invitata specială și cântăreața emisiunii sunt tot eu. Bună seara! Stați așa un pic. Domnul Gică, știți că sunteți deja super celebru în România. Oana v-a făcut celebru. Da. Da. Și ați venit să o susțineți? Da. Dumneavoastră i-a scris versurile piesei. Deci uitați-vă, vă rog. Eu mor. Nu i-am scris eu. Ea și desface singură. Singură. Dar cine Dică sunteți este... dumneavoastră pentru Oana? Părintele ei. Șoferul ei.
părintele șoferul. Stai să-ți explic, Ilinca. Cică este taximetrist, practic, la bază, dar el a făcut parte din viața mea foarte mult timp, pentru că a mers alături de noi în foarte multe concerte și am zămislit așa o poveste frumoasă între noi doi. Lanțul acesta nu este întâmplător, pentru că Gică purta adeseori lanț peste training. De aur. Și eu ce sunt pentru tine, Gică? Fata mea și câștigătoarea Bravo Ai Stil. Îmi spunea de mult că... Îmi spunea de mult că vă mulțumim tare mult, porțile de Gică. Bani, pe... bani n-am astăzi pentru tine. Da, David. Gata, te iubesc. Pe caiet, auză, să-l treci pe Gică. Vino aici lângă mine, Oana. Da, da, da. Hai să vorbim puțin cu fetele, să le întrebăm cum li s-a părut momentul, cum vi se pare ținuta de marea finală. Theo Rose. Da. Arăt superb. Și momentul mi s-a părut genial. Mi se pare foarte tare că te-ai gândit la... Că mi s-a desfăcut scociu. Ți-a căzut scociu? Da, 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 da. Hai, lasă așa că e bine. L-am lipit la loc. E ce să încadă. Mi se pare genial momentul și că te-ai gândit la chestia asta și mi se pare și mai genial cum reușește să sune vocea la fel după atâția ani de când ai scos piesa asta. Da, asta e super. Mie, nu știu, adică a fost o chestie spontană, am făcut-o imediat, m-am gândit că vreau să fac așa versurile și am tras-o. E super. Sper că ai convins pe cei de acasă să te voteze. E, asta vom vedea. Măi, mă așteptam că am mai vorbit cu Oana și ne-a tot amenințat că vine, 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 iar eu până în momentul în care, când m-am convins că există Gică și am văzut că la un moment dat o sună și chiar a vorbit cu el, mi-am dat seama că poate, că la cât e Oana de nebună, sigur, sigur o să-l aducă. Și uite că a venit Gică, foarte simpatic. Gică, te pup! Oana, am o întrebare pentru tine. Aule. De ce crezi că ar trebui să câștigi această competiție? Mă, eu nu cred că ar trebui să câștig această competiție, pentru că eu deja am câștigat ce am avut de câștigat. Am câștigat multe cunoștințe, mulți prieteni și cred că unii oameni sunt făcuți pentru modă, alți oameni pentru muzică și entertainment și consider că cea mai bună calitate a mea este muzica și puterea de a distra pe oameni. Așa că la modă momentan mă mai opresc și aștept să fac bani să le iau pe domnul Munteanu, stilist. Okay, foarte mulți bani, că dânsul lucrează pe fi foarte mare. Oana Radu, hai să vedem ce spun jurații în fața da, lor, da, te da, rog. Sigur că da. Le spuneam celor de acasă că avem surprize pentru finaliste. Prima dintre ele se vede chiar acum. Doamne! De când o cunosc pe Oana Radu, mi-am dat cu revinală și am stil. Bravo, Oana, ai stil. Votez 10 la 1206. Votează și tu, Oana Radu, să câștige stilitatea! Bună, Oana! Te susțin în marea finală și cred că toată Oltenia este alături de tine. Sperăm să câștigi marele titlu, măcar de data aceasta să câștige Oltenia. Votăm în continuare 10 la 1206. Hei, salutare dragii mei! Haideți să vă zic ce am făcut eu chiar acum. Tocmai ce am trimis un SMS la 1206 cu indicativ 10, pentru că urmează marea finală Bravo Ai Stil. Iar eu o susțin pe Oana Radu. Haideți să o susținem pe Oana! 10 la 1206! Mua, succes! Vă pup, eu sunt Rashid și o susțin pe sora mea Oana Radu în marea finală Bravo Ai Stil. Votați cu 10 la 1206! Oana Radu! Salutare, prieteni! Sunt Liviu Puștu și o susțin pe Oana Radu la Bravo Ai Stil cu cifra 10. Trimiți-mi mesaj la 1206. Haideți și voi alături de mine să o susținem pe Oana Radu să câștige marea finală de la Bravo Ai Stil. Oana, suntem alături de tine! Dacă vă doriți ca finala Bravo Ai Stil să fie câștigată de talent, ambiție și perseverență, vă invit să o votați pe Oana Radu la 1206 cu indicativ 10. Te îmbrățișez, Oana, și îți urez mult succes! Drăgălașilor, se apropie semifinala de la Bravo Ai Stil Celebrities. Hai să fim alături de Oana să o votăm la 10 la 1206, așa că hai să fim alături de Oana Radu. Oana, te susțin în marea finală Bravo Ai Stil. Oameni buni, dacă și voi o susțineți pe Oana, votați 10 la 1206. Multă parte. Da, frumos. Mulțumesc. Deci, practic, da. Camera s-a oprit pe Dodi. Da. Măi, Oana, felicitări, în primul Mulțumesc. Rând, pentru că ai ajuns în marea finală cu brio, aș spune. Mulțumesc. Deși nu ai avut mereu cele mai strălucite ținute, în schimb ai avut momente extraordinare, așa cum a fost și acesta din seara aceasta. Mi se pare că în seara aceasta ai surprins una dintre cele mai, nu știu, importante părțile personalității tale care ni s-a dezvăluit aici la Bravo Ai Stil. Băi, ai un umor fantastic. Mulțumesc. Ești, ai secundă, ai, ești o dezinvoltă, îmi place tot ceea ce faci, tot ceea ce faci, spun sincer.
Momentul a fost excepțional. Mi-a părut bine și că l-am cunoscut pe domnul Gică, uite așa l-am cunoscut o țară întreagă. Eu tot încerc să plimb vorba pentru că nu aș vrea să intru foarte mult în jurizarea ținutei care... În seara asta chiar nu e nicio supărare. Deci mi-a plăcut momentul, mi-a plăcut tot ce ai făcut pe parcursul acestui an. Mi-a plăcut că ne-ai integrat și pe noi în melodia ta. Felicitări, felicitări pentru tot ce ai făcut în această emisiune. Însă trebuie să jurizăm și ținuta ta. Într-adevăr, este o ținută, zic eu, mult prea simplă pentru marea finală. Această organza plisată își avea rostul în altă ținută, nu în asta. Repet, cred că e puțin, prea puțin, ca să mă repet. Eram sigur că o să vină cu ce a făcut ea, momentele ei comice de parcursul întregii emisiuni și a cântat. A cântat o melodie, o reinterpretare în care mă bucur că ne-a introdus și pe noi juriul. A creat un moment de început comic. A mers, merge. Ținuta n-a fost bună, momentul a fost mișto. Amuzant, funny, exact ca și ea, sparkling. Ea este ca o șampanie, Oana Radu. Îmi pare rău, de ce nu s-a concentrat puțin mai mult? Hai să ne imaginăm că avem o scară. Da. De fapt, o scăriță. Da. Pe această scăriță pe care noi pășim. Dacă ar fi să ne întrebe cineva, noi aflați pe scăriță. Da. Alo, Oana Radu, cu cât ai nota pe scăriță ținuta de la 1 la 5? Răspunsul artistei Oana Radu care ar fi? 3. A zis că e modestă. A zis că e modestă. Tu știi că nu-mi place foarte mult ținuta. Că n-are de ce să-mi placă foarte mult ținuta. În schimb, îmi place foarte mult de tine. Eu acum ce să fac? O medie? Faceți ce considerați, pentru mine e foarte important că mă aflu în fața voastră, sunt fericită pentru seara asta și vă iubesc. Cum le întorci tu, Ano, cum le întorci. Și noi te iubim pe tine așa cum ești, pe toate. Așa cum ești. Așa cum ești. Deci cum era? Vine, vine, tu și... Wow, can I do, dacă am stilul... Oana Radu e o tipă extrem de amuzantă, e o tipă care m-a făcut de foarte multe ori să râd. Ori asta, din punctul meu de vedere, este o calitate supremă. Mi-ar fi plăcut, în schimb, în seara asta, să se concentreze un pic mai mult la ținută. Sunt convins că veți mai auzi de Oana Radu. Este! What can I do? Uite, am făcut ceva. 3 cu 3 fac 6. Și cu de la domnul botezatul 2 fac 8. Doamne, și cu 2 fac 10 la 1206. Vă mulțumesc! Vă iubesc și vă respect. Nu știu cum să mă uit, că prin... E rău să fii la pușcărie, Doamne ferește, deci nu, vreau să vă zic. Vă iubesc, vă mulțumesc pentru toate momentele frumoase pe care mi le-ați acordat, pentru prilejul acesta minunat. Votați 10 la 1206, vă iubesc și a fost cea mai frumoasă seară din viața mea. Mulțumim, Oana Radu, și felicitări! Ne-am fi dorit să avem un public, să avem părinți, prieteni, să fie chestia asta, ping-pong ăsta de replici, care ar fi fost foarte emoționant. Mi-aș fi dorit să recunosc părinții, iubiții, da, soții, copiii, susținători, dar în același timp suntem responsabili pentru ele, pentru noi și pentru voi. Deja pentru noi, practic, rolul se încheie aici. Și șansa și soarta concurentelor și a finalistelor este doar pe numele dumneavoastră Republicului. Și să voteze la 1206. Să votați pe preferata la 1206. Atunci când o femeie puternică își dorește să obțină ceva, reușește să facă asta. De ce? Pentru că știe care este țelul ei și nimic nu o abate din drum. Sunt foarte fericită să o văd intrând pe aceste porți, în marea finală, pe Cristina Șișcanu! Dragii mei copii, se pare că fiecare generație are cumpăna ei. A noastră a apărut din senin. Nu știm ce urmează. Nu știm spre ce ne îndreptăm. Nu ne mai putem face prea multe planuri. De aceea e poate mai important decât oricând să vă spun că vă iubesc și că voi face tot posibilul alături de tatăl vostru să vă fim sprijin într-o lume ca
care pare că își pierde echilibrul. Veți întâlni în viață oameni care vor încerca să vă provoace, să vă sfâșie, să vă doboare. Dar voi să nu vă pierdeți demnitatea, nici chiar dacă ați fi într-un moment de disperare, nici chiar dacă o lume întreagă ar fi împotriva voastră. Să fiți drepți, să nu plecați capul și să luptați. Oamenii sunt ușor de manipulat. Să nu vă lăsați manipulați și să nu manipulați. Să fiți una cu ceea ce simțiți și cu ceea ce credeți. Cea mai ușoară cale e calea simplă spre succes. Dar nu este și neapărat cea dreaptă. Drumul anevoios către succes, acesta este cel către adevăr. Numai așa veți cunoaște iubirea. Primiți și răspândiți iubire. Cu dragoste, mamă. Pentru mine Bravo iStil a început ca o joacă. Nu credeam că poate să mai existe o provocare în televiziune care să mă marcheze în felul în care m-a marcat Bravo iStil. Deși totul a început ca o joacă, pe parcurs am trăit cu intensitate maximă fiecare moment. De multe ori, poate până la epuizare, și efectiv nu vine să cred că trăiesc acest moment. Am plâns, m-am enervat, am suferit enorm, m-am și bucurat, am învățat foarte multe. Chiar dacă m-ați văzut de-a lungul competiției tot timpul cu vorbele la mine, acum e foarte greu să construiesc așa un discurs. Iar la gândul că poate aș putea să câștig trofeul acestei competiții, nu știu, un pic mă sperie și o să fiu sinceră cu voi. Știu să gestionez lupta, dar nu știu să gestionez succesul. Și deja este un succes faptul că sunt aici în marea finală. Noi am avut și zile în care am filmat 14 ore pe zi. Pentru cineva care are familie și are copii nu este tocmai comod. Vreau să le cer iertare, în mod special. În mod special Petrei și lui Filip, că ei mai greu au înțeles lipsa mea. Și cred că sunt mândri de mine că am ajuns până aici. Și vreau să spun că iubesc foarte tare. Toți, toată familia, practic, reprezintă totul pentru mine și că fără ei oricum n-aș fi putut să fac nimic. Dacă ați aderat la ideile mele, la felul în care am abordat eu această competiție, vă rog să-mi fiți alături și să mă votați la 1206 indicativ 2. M-ar onora foarte tare să câștig trofeul Bravo iStil. Bun venit în marea finală, Cristina Șișcanu. Pe mine m-a emoționat teribil, văd că și fetele sunt cu lacrimi în ochi și jurații de asemenea. Ai creat un moment special. Am creat un moment care mă reprezintă, așa cum probabil toate fetele au făcut în această seară. Eu îmi doresc foarte tare ca acest mesaj să ajungă în inimile telespectatorilor. Îmi doresc mai mult decât faptul că, nu știu, să iau trofeul acestei competiții, ca acest mesaj să ajungă, pentru că sunt niște învățăminte general valabile, chiar dacă eu le-am transmis copiilor mei, cred că pentru fiecare sunt importante în viață. E un mesaj, o scrisoare mai mult decât frumoasă și potrivită din partea oricărei mame pentru copiii ei. Am să te întreb și pe tine, Cristina Șișcanu. De ce meriți tu să câștigi această competiție? Întotdeauna am îndemnat publicul să voteze așa cum simte. Eu consider că merit să câștig această competiție pentru că
Am trăit la intensitate maximă absolut fiecare moment. Am luat-o foarte în serios. M-am autodepășit. Am fost autentică. Niciodată nu mi-am impus nicio barieră atunci când am exprimat ceva. Și acesta cred că e un lucru foarte important. Așa că, dacă vă place de mine sau v-a plăcut de mine în competiție, aș fi onorată să mă votați. Frumos mesaj, fetelor! Superb! Cristina e oricum o ființă specială și sunt foarte mândră că te-am cunoscut. Alexandra Ungureanu, te-am văzut cu lacrimi în ochi. Da, chiar nu știam ce fel... Că i-am promis Iulie că nu o să-i strim machiajul, te rog frumos. Mi se pare că ești superbă, adică văd că ești o femeie superbă, deșteaptă, verticală. Mulțumesc și că stilul stă și în aceste valori. Din punctul meu de vedere, te felicit din toată inima și știi că te prețuiesc. Mulțumesc, Alexandra. Momentul pe care l-am făcut eu în finală este un moment care mă reprezintă. Nu mă reprezintă să dansez sau să cânt sau să fac momente artistice, asta mă reprezintă puterea cuvântului. Așa că am hotărât să transmit un mesaj, un mesaj general valabil, chiar dacă a fost o scrisoare către copiii mei, cumva este un mesaj pentru toți oamenii de acasă. Cristina Șișcanu, este momentul să aflăm ce părere au jurații despre ținută și moment în fața lor. Și dacă nu te-ai emoționat suficient, o să încercăm să facem asta în cele ce urmează. Priviți materialul. Dragilor, eu o susțin pe Cristina aici la Bravo iStyl. Și poate ar trebui să o faceți și voi pentru că e tânără, e frumoasă, e deșteaptă și a acumulat multă experiență cu atitudine și cu stil. Acum are nevoie de suportul vostru? Votați-o pentru că, draga mea Cristina, bravo! Ai stil. Cristina, dacă vezi acest mesaj, înseamnă că ai ajuns în finală și vreau să te felicit, mă bucur foarte mult pentru tine. Știu câtă pasiune ai pus pentru pregătirea emisiunilor, cât de mult te-ai implicat și cât de mult ai evoluat, pentru că asta se vede cu ochiul liber și mi se pare cel mai important. Vreau să ieși câștigătoare, îmi doresc să te văd câștigătoare, pentru că știu că meriți, chiar meriți. Te pup! N-a fost ușor, dar Cristina cu foarte mare ușurință a reușit să strălucească până în momentul ăsta al competiției. Eu îmi doresc să o văd pe podium, îmi doresc să o văd triumfând pe locul 1, iar pentru asta am votat-o. Faceți și voi la fel și haideți să o susținem pe șișcanca noastră. Cristina, bravo! Ai stil! Sunt mândră de tine că ai ajuns până în finală și îți doresc mult succes și de acum încolo. Iar pe voi cei de acasă, vă rog să o votați. Mult succes! Ai zis că te abții să nu plângi. Mai poți? Da, mai poți. Sunt puternică. Mi-a făcut plăcere să te tachinez. Mi-a făcut plăcere să mă enervez uneori cu imposibilitatea ta berbecistică, tăuristică. Scorpioncească. Scorpioncească. A, vezi, știam ce știam, că se potrivește Capricornul. Da. S-a spus ce era de spus, s-a punctat ce era de punctat aproape un an întreg, dragă șișcancă, referitor la stil. În seara asta m-a surprins plăcut, este o hereră agățată așa într-o emoție, cu prea mult satin în compoziție, trebuia puțină catifea, cai satin sus, satin jos, satin la brâu, satin la mâneci, la mănuși, trebuia catifea și mai puțin satin. Ești o clasică. Nu în devenire, deja o clasică. Deja o clasică și așa cum ne-ai obișnuit, ai avut un moment în această gală și ai transmis un mesaj. Apreciez faptul că tu mereu ai de transmis un mesaj. Mesajele tale chiar mă emoționează de foarte multe ori și da, și mie mi-a făcut foarte mare bucurie să te avem alături de noi în competiție și de ce să nu spun să ne enervăm uneori, să ne încontrăm uneori. Cristina, ai avut un parcurs splendid și da, în această seară ai o ținută care îmi place foarte mult. Mulțumesc mult de tot. Felicitări. Mulțumesc.
Bună seara, Cristina! Da, în seara asta ai reușit să ajungi la inima părinților, la inima copiilor și nu în ultimul rând și la inima mea, pentru că toate aparițiile tale, toate mesajele tale, chiar dacă nu ți-am spus, au ajuns tot timpul la inima mea. M-ai surprins plăcut, te-am cunoscut și înainte, te-am cunoscut și în această emisiune. Ești surprinzătoare și din punct de vedere stilistic. Felicitări pentru tot parcursul tău, pentru momentul din seara asta și... Da, și pentru ținuta de aici, pentru că este una rafinată, dar cu mici probleme, problemele pe care le-a spus Moris, eu zic că trebuie să le iei în considerare pe viitor. Sigur, e o ținută frumoasă. Mulțumesc frumos! Of, Șișcanul. Șișcanul, să știi cât de mult nu mă placea pe mine. Da, asta e. Ea m-a atins de multe ori la coarda mea sensibilă și a făcut, uite, am zis, nu o să mă atingă bălăna așa hal încât să-mi dea o lacrimă, mi-a dat. Cred că ea poate mai mult, de fapt, și la un moment dat s-a oprit, nu știu de ce. Să dea neagoie. Neagoie are o notă neagoie, pentru că nu putem nota doar faptul că a fost spectaculos în seara asta, ci chiar fiind marea finală, trebuie să luăm în considerare un parcurs. Neagoie Basarab a dat. Neagoie zisă și Bana Craiovei. Bana Craiovei. Bana Craiovei. A se reține. Da. Ai înțeles-o, Naradu? Nașa mea. Cu valoare. Urmează discret Teodosie. Mulțumesc. Felicitări, Cristina, vorbește și cu cei de acasă. Dragii mei, este foarte important să ne votați. Pe cine vreți voi, eu m-aș bucura tare mult să fiu eu cea aleasă de voi, așa că aștept voturile voastre la 1206, indicativ 2. Mulțumesc tare mult, Cristina Șișcanu! Știți foarte bine că eu de-a lungul competiției am spus că îmi doresc să ajung în marea finală și îmi doresc validarea din partea juraților, din punct de vedere stilistic. Ei, la un moment dat nu mi-am mai dorit nici acest lucru, adică validarea lor, pentru că ați văzut, am avut anumite discuții. Eu mă simt minunat, mă bucur că am făcut parte din acest proiect și vreau să câștige Teoros. Ca în fiecare sezon, nu puteam să mergem mai departe fără a ne atrage atenția, dragii noștri jurați. Cum altfel decât revăzând și savurând. Aoleu, nu. Ba da, ba da, cele mai amuzante momente care s-au petrecut în acest an de zile, în culise sau pe holurile studioului. Sunt momente unice ce vă vor rămâne în suflet, mai ales în sufletele lor, ale protagoniștilor. Dacă jurații... m-aș scos box, să vă leg de sobă! Bravo, scoate-te, Teodosie, cum suntem! Nu ne plac romantism! Din dragoste pentru ea, din romantism! Am simțit! Atenție! 1, 2... Nu știam de personul. Eu vreau pâine. Ai pâine? Cine mănâncă cel mai mult? Bădulească. E, bădulească. You, I feel you. Ce? Nu e suficient. Trebuia mai mult. Și în timp ce desenezi cu limba inima, așa, și tu deci, practic, ai mai multe mișcări. Știi și aia urele și aia. Și ei când zic nu, noi să le zicem. A râs cu lacrimi, mai pot. Îl iei pe cetățeanul Dan Bălan? Da! Să se pupe Miri! Este incredibil.
Eu nu țip, urlai! Urlai în tot rarunchii! Să mor dacă nu mă fac eu bine, dacă nu mi-o lipi eu șapte gene când clipesc? Lăsă concurenția să tot au gene, bine să dau capul de presă, de sub mângă ochii așa. Și el cine e? Auzi, Balaurul, băi! Balaurul, ce vine! De la ce vine Balaurul? Nu, nu văd să vă că e mare, nu, pe bune e mare. E 18. Eu vreau să ți-o văd, Pisi, nu mi-e frică de ea. Că e mare. Deci, asta că ești la noi, nu că sunt pe mai fraier, dar lasă-mă să vorbesc, că niciodată mă las să vorbesc. Să mor aici, mă țin o ață! Nu mai pot să mor, nu mai pot ăștia. Nu mai pot. Ceva previzibil. Da, da. Nu mai pot. A fost un râs total aici în platou. Sper că și dumneavoastră, cei care acasă v-ați amuzat alături de noi. V-a plăcut de voi? Foarte tare. V-a plăcut atât de mult montajul pe care l-au făcut colegii și n-am cuvinte. Bravo. Să le mulțumesc. N-am cuvinte, da. Am râs cu lacrimi, cu lacrimi. Toate astea sunt datorită proiectului nostru minune, Bravo Stil. Eu profit de acest moment pentru a le mulțumi tuturor celor care fac parte din această echipă minunată. Mulțumim, de la echipa tehnică, la make-up, la producție, la toți oamenii care sunt alături de noi, editare, și ne fac să arătăm frumos, să ne vedem frumos, să vorbim frumos, să fie totul frumos pentru cei de acasă. Mergând mai departe, nu vreau să ne pierdem atenția de la șirul nostru pe care l-avem dedus la bun sfârșit astăzi. Cred că încrederea în sine este cheia perfectă pentru ca o femeie timidă să devină una extrem de puternică, iar următoarea concurentă a reușit să-și pună amprenta pe competiția noastră, bineînțeles fiind ajutată de atitudine, dar și de stil vestimentar. Ea este Dea Codrea! Bravo Stil a însemnat o serie de provocări, una după alta, de cele mai multe ori. Mi-a arătat că limitele mi le impuneam eu mie și nu veneau cumva din exterior și m-a făcut să mă cunosc din ce în ce mai bine. Cred că fugeam de mine foarte mult în trecut, căutam să, nu știu, găsesc oamenii în jurul meu, nu neapărat să mă iubesc pe mine și atunci competiția asta mi-a arătat că sunt foarte multe motive pentru care pot fi mândră. A fost un moment în care eram aproape convinsă că nu mai pot continua. Eram într-un punct în care mi se întâmplau toate. Timiditatea asta a mea și tremurul ăsta pe care l-am de fiecare dată când vorbesc cu voi mă făcea să cred că nu voi rezista până la sfârșit. Dar uite că, așa cum am zis-o și mă repet, mi-am depășit limitele și am ajuns aici. Cred că toate cumva s-au întâmplat exact când trebuiau să se întâmple și exact cum trebuiau să se întâmple și n-am căutat să modific cu nimic parcursul ăsta. Dacă nu, aș avea momentele în care, nu știu, am cedat, momentele în care am plâns, momentele în care am tremurat, momentele în care m-am certat, efectiv m-aș renega pe mine. Eu tot am impresia că mai e foarte mult până la marea finală, dar e aici. V-am spus-o din fiecare zi atunci când am vorbit cu voi că voi sunteți oamenii mei și eu chiar cred asta. Eu, de altfel, sunt un om normal, sunt doar un om extrem de pasionat, un om care își dorește să facă din pasiunea sa un mod de viață, de ce nu? Și atunci v-aș ruga să fiți alături și în seara asta, așa cum ați făcut-o până acum, să demonstrăm că se poate și cu vocea tremurândă, iată-mă, și cu emoții, pentru că eu cred că cel mai important e ca voi și eu să credem împreună în visul ăsta și să mă ajutați să-l realizăm. Așa că mai am nevoie doar o dată să vă dați 3 la 1206 și sper din suflet să ne împlinim visul ăsta. Da, uite, vezi, la final de competiție, mă, chiar îmi place Dea Codrea.
Să faci ce e bine, să fii ca ei, pentru ei. Să nu dezamăgești, să nu minți, să nu te cauți, să te fi găsit deja. Să fii tu, dar să fii pe placul lor, să ieși la suprafață, dar să rămâi ascunsă. Să-ți dai voie să fii, să nu fii prea mult, dar nici prea puțin. Să simți, dar nu prea mult. Să nu simți, dar să nu fii egoistă. Prea mult, prea des, prea le-am auzit pe toate. Suficient. E suficient. E timpul să fii tu. Să ieși din spațiul ăla mic și să-ți dai voie să fii. Să simți, să iubești, să trăiești, să ceri de la viața asta tot ce n-ai avut curaj până acum. Și să crezi în tine, în lume, în bine. Să faci asta. Acum e momentul tău. De acum e despre tine. Hai, bun venit în restul vieții tale. Bravo! Bun venit în marea finală, Dea Codrea! Mulțumesc mult! Ești tu, Dea Codrea, e meritul tău că ai ajuns aici, un spectacol fenomenal! Fetele nici nu știu, rămân alături de noi? Mi-aș dori! Să rămână Ilinca pentru că eu vreau chiar după ce termine ele să fac eu acele jumbuș lucruri. Sunt convinsă că poți și tu, și Raluca, și Moris. Păi deja asta este discuția, Regino, că eu cu Moris deja ne-am repartizat. Să știi că pentru prima oară, cred că sunt tare mândră de momentul meu și nu știu ce va urma după, nu știu ce momente vor fi, dar pentru mine în seara asta, cu toată lipsa de modestie, am avut cel mai bun moment și cea mai frumoasă ținută. Dea Codrea, te văd extrem de emoționată. Tremur, că trebuia să tremur și la sfârșit de competiție și nu mi-e frig. Ai creat un moment absolut splendid și mă bucur că cei de acasă au apucat să vadă asta. Vino aici lângă mine și... aș vrea să te rog și pe tine să-mi răspunzi la aceeași întrebare. De ce merită Dea Codrea să câștige Bravo Ai Stil Celebrities? Pentru că Bravo Ai Stil a ajutat-o să se descopere, să aibă încredere în ea, să creadă că poate reuși orice și mai presus de toate să știe că nu e singură. Și asta datorită celor de acasă pe care îi iubesc și cărora le mulțumesc din tot sufletul. Perfect, sper că mesajele voastre, de fapt sunt convinsă că mesajele voastre ajung la inimile lor. Cum a arătat momentul? Cum se vede ținuta? Cristina Șișcanu. A fost emoționant momentul, pe lângă spectacolul pe care l-ai pus aici în scenă, a avut și emoție. Tu arăți foarte frumos. Mulțumesc la fel, Cristina. Mă bucur că am trecut prin mai multe etape în această competiție, din punct de vedere al relației noastre. Așa e, și eu mă bucur. Și... îmi pare bine că te-am cunoscut destul de bine și cred că totuși s-a legat un fel de relație între noi. Absolut, da, și chiar te admir pentru cât de puternică ești și să știi că în seara asta mi-am dat seama și cât ești de sensibilă. Așa că bun venit în trupă! Da! Mie mi se pare că eu personal am avut o ținută glamuroasă. Mă așteptam la unele ținute, mă așteptam din partea de ei să aibă o ținută mai, nu știu, în primul rând în alte culori. Mi se pare că ușor, ușor s-a pierdut în tot momentul acela de ea, în momentul pe care l-a făcut, care a fost spectaculos, dar parcă s-a pierdut, probabil din cauza ținutei, care a fost o ținută bună, dar nu a ieșit așa de mult în evidență. Dea Codrea, acum este momentul jurizării. Hai în fața lor! Sunt și alături de tine, Dea Codrea, prieteni. Hai să vedem ce mesaje ți-au transmis.
Felicitări de ea pentru parcursul și pentru evoluția ta de la Bravo. Să știi că ai fost și vei fi o câștigătoare, indiferent de ce se va întâmpla în finală. Eu și Katia te susținem. Suntem aici alături de tine și te pupăm. Mult succes de ea la marea finală Bravo Ice Steel. Felicitări pentru tot parcursul tău frumos de până acum. Ținem pumnii și te așteptăm cu sticla de șampanie deschisă să te sărbătorim. Dragă Dea, să știi că îmi place super mult stilul tău și sunt convinsă că tu o să câștigi finala. Dacă vă place și vouă, votați 3 la 1, 2, 0, 6. Dea, pentru mine oricum ești o câștigătoare. Te știu de vreo, nu știu câți ani, oricum mulți. Și am văzut evoluția ta și în viața reală și în viața online și la Bravo Ice Steel. Și mi se pare că, într-adevăr, tu ești câștigătoarea de care Bravo Ice Steel are nevoie. Baftă și votați 3 pentru că Dea merită. Merită. Draga mea, Dea, mă bucur din suflet pentru tine. Îți urez multă baftă și sunt sigură că oamenii vor vota și în seara asta 3 la 1206. Împreună cu Dea nu împărțim doar același indicativ și anume 3, și am împărțit foarte multe momente frumoase împreună, evenimente, nopți nedormite, o prietenie foarte frumoasă și un proiect comun. Iar pentru asta, credeți-mă că Dea este cea mai bună alegere, sunt sigură că trebuie să câștigi acest concurs. Mi se pare un fenomen, o ador și îmi place tare mult evoluția ei, așa că Dea, aici sunt! Bună, Dea, vreau să zic că mi-este super, super dor de tot ce se întâmplă acolo și mai ales de tine, evident. Vreau să îți urez succes în marea finală pentru că tu ești una dintre fetele care chiar merită să câștige. Ce să zic, succes, fii tare acolo de tot ce poți și să o vădăm pe Dea, zic, nu? 3 la 1206. Miss you and love. Te-am văzut cu lacrimi în ochi, Dea. E foarte greu pentru că îmi dau seama că se termină. Da. Ești o învingătoare din punctul meu de vedere. Ești o fată care a demonstrat pe parcursul acestei emisiuni că poate, al naibii de mult. M-ai dezamăgit așa uneori din când în când, dar iată că la final ai făcut un show pe măsură. Felicitări! Iar rochia arată bine. Mulțumesc, Cătălin. Mersi mult. Uite, a venit momentul să o spun că o susțin pe Dea, că am avut încredere în ea, că e unul din copiii, femeile, pentru mine un copil, care merită votul vostru și care, da, m-a surprins în lumea asta a vlogărițelor, foarte plăcut. Dea, pe mine m-a emoționat teribil. Pentru că acesta este numărul pe care doream să-l văd în marea finală. Aceasta este ținuta pe care voiam să o văd, aceasta este spectacolul pe care voiam să-l văd în marea finală. Nu pot să spun altceva, mi-ai amintit de Greatest Show, P.T. Barnum, ce vrei tu, ceva absolut divin. Iar ținuta pe care o porți este imperială, așa cum a fost evoluția ta pe parcursul competiției. Felicitări din toată inima de ea. Mulțumesc din suflet, Raluca. Mersi mult de tot. Bă, Dea Codre a fost mai mult decât mă puteam aștepta. Și să ne înțelegem, nu pentru că a performat ea în sine vreun tango, vreun dans la vreo țucahară necher, ci pentru că a gândit alături de cineva acest moment și pentru că l-a pus în scenă. Fantastic. Felicitări pentru ținută de Codrea și nu mă refer doar la ținuta pe care o porți în seara asta, care by the way mi se pare una superbă, cu mențiunea că eu nu aș fi căptușit cu verde acea capă, dar îmi place la nebunie tot ce porți, mi-a plăcut numărul și îmi doresc să te văd și mai des și cu alte ocazii. Sunt convins că o să se întâmple lucrul. Mulțumesc mult, Moris, și am o întrebare. Momentul din seara asta a fost bun? Că tot timpul, tot decursul ăsta al meu în care am fost mai stângace, mi-am dorit tare mult să vin o seară în care să vă impresionez din punct de vedere al momentului. Păi, drag, având în vedere ce notă am scris pe tabliță, eu cred că a fost un moment bun, nu? Mulțumesc din suflet. Avem un 5! Mulțumesc de tot, mulțumesc! Nu pot să spun decât felicitări, dragă, de ea, meriți toate aceste aplauze. Da, a fost cel mai bun moment. Mulțumesc, Raluca, mersi din suflet, îți mulțumesc tare mult! Cinci pe linie, Dea Codrea! Mulțumesc, Cătălin, vă mulțumesc din suflet tuturor pentru tot. Pentru că
chiar m-ați inspirat și continuați să o faceți. Mulțumesc din suflet. Vorbește și cu cei de acasă, Dea, te rog. Ce să vă mai zic decât că vă iubesc foarte, foarte mult și că mă bucur că v-am descoperit și că sunteți aici în fiecare zi a poveștii mele și sper să o faceți în continuare. Și dacă în seara asta simțiți să fiți alături de mine, votați 3 la 1206 pentru că, da, am mare nevoie de voi. Felicitări de ea și îți mulțumesc! Se spune că frumusețea este de trei feluri, cea a sufletului, cea a trupului și cea a vocii. În ea, din punctul meu de vedere, se aștern toate la un loc, plus o blândețe cu care ne-a cucerit din prima clipă. Theo Rose, în marea finală, Bravo I Still Celebrities! Practic de aici, eu am luat-o de la capăt în direcția perfectă. De aici a început tot. Cred că Bravo I Still e adevărata mea rampă de lansare și cred că mult timp de aici încolo proiectul vieții mele. Știu mai bine ce vreau și cred că m-am învățat să echilibrez un pic situația dintre aparențe și esență. Știți că la început, la primul interviu pe care l-am dat, am spus că mi-e tare, mi-e frică că am să câștig marele premiu. De asta mi-e frică. M-am surprins pe mine în competiția asta și mi-am dat seama că n-a fost vorba doar despre haine, a fost vorba despre noi ca oameni. Sunt profund recunoscătoare și foarte, foarte mândră de mine că am avut încredere că o să pot să fac asta. Și am făcut-o. Asta ar trebui să fie o lecție chiar și pentru voi. Și voi puteți. Dacă eu am putut, n-are ce să vă oprească nici pe voi. Îmi doresc mult ca în seara asta, dacă o să vă placă ce fac, să mă votați. 6 la 1206. Vă iubesc! Foaie verde-a bobului, măi linoleano. Foaie verde-a bobului, măi nicuța de pe grui. Dragostea mea pentru tine, dragostea mea pentru tine arde în macii din coline. Geaba bate vântul, vânt mai linoleano. Geaba bate tu vânt, maci nu se sting nici când. Geaba bate ploaia grea, măi linoleano. Geaba bate ploaia grea, și nu eu mai stingea. Thank you.
Steel Celebrities alături de Orchestra Metropolitană București. Dirijor Daniel Jinga, felicitări, Teo Rom, felicitări invitațiilor tăi. A fost o onoare. Bravo! Măi, Teo, tu îmi transmiți o emoție de nu mai îmi găsesc cuvintele, îmi imaginez, de fapt știu, pentru că am văzut de-a lungul timpului extrem de mulți artiști încercând sau într-adevăr performând alături de o asemenea orchestră. Este foarte greu, iar tu ai făcut cu brio față acestei provocări. Păi a fost o zi atât de stresantă pentru mine astăzi. Și am fost aproape sigură că nu mai iese nimic. Eu am avut planuri foarte mari pentru finala asta și mi-am dorit să fac ceva mult mai spectaculos. Și mi-am dorit din suflet. Ce am organizat, ce am programat. Cu câteva zile înainte de marea finală, m-au lăsat toate. Și atunci a trebuit să mă descurc. Astăzi au fost din nou niște probleme. Adică, oricum, singura mea variantă era să mă descurc și să fac cumva, dar nu mă așteptam să iasă chiar așa frumos și să fie toată emoția aia în platou. Pentru mine a fost extraordinar. Cred că a fost cea mai frumoasă seară de când sunt la Bravo Estil. Și ca ce am simțit când am cântat, și la asta mă refer. Când cântam Doina, cred că a fost primul moment de când sunt pe scenă, de când eram mică, când am conștientizat momentul ăla și gen am mulțumit pentru faptul că sunt acolo și că pot să cânt. Iar noi, în cele ce urmează, aș vrea să celebrăm ceva. Aș vrea să celebrăm 100 de ediții Bravo Estil Celebrities. Pentru că da, astăzi, în marea finală, împreună sărbătorim 100 de zile împreună, 100 de seri pe care le-am petrecut aici, 100 de ediții care au meritat fiecare secundă, iar 100 este un număr rotund și norocos, așa cum sunt și concurentele noastre. Norocoase, nu rotunde. Haideți să ne bucurăm împreună și să vedem câteva imagini. Wow. Vă vine să credeți, fetelor? Doamne, chiar sunt foarte, foarte suplă. Asta clar și am remarcat, cum remarc și acum de altfel, că trei dintre voi ați fost aici chiar de la început și ați trăit fiecare emoție, ați râs, ați plâns, v-ați certat, v-ați împăcat și uite, ne ajungi în marea finală Bravo Estil Celebrities. Teo Rose, revenind la tine, am aceeași întrebare pe care am adresat-o tuturor finalistelor. De ce meriți să câștigi Bravo Estil Celebrities? Eu simt că e atât de specială participarea mea în emisiunea asta. Nu faptul că sunt eu în emisiunea asta. Emisiunea asta pentru mine și deloc întâmplătoare, încât cred că ăsta e modul cel mai spectaculos în care mi-ar putea marca existența. Deși deja mi-a marcat existența mea ca artist și ca om. Eu de aici am renăscut. Și pentru asta ar trebui să câștigi? Și pentru asta cred că ar trebui să câștig ca să am un imbold. Nu prea am câștigat chestii de concursuri, am participat la foarte multe. Nu prea am câștigat nimica până acum. De asta nici nu prea mă așteptări, așa că sunt obișnuită să nu. Dar am speranțe, normal că am speranțe și îmi doresc. Dacă oamenii de acasă cred că merit, atunci eu o să fiu foarte bucuroasă. Puneți mâna și votați, țineți minte, încă mai aveți posibilitatea să alegeți marea câștigătoare până voi spune stop, vot în direct. Până atunci, SMS la 1206 cu indicativul preferatei voastre.
Cum arată Teo? Cum arăta momentul? Andreea? Draga mea, ești minunată. Mulțumesc. Mă bucur enorm că am o prietenie alături de tine. Să știi că și eu. Arăți minunat, ești superbă, ai o voce foarte frumoasă și rămâi și tu fata mea, chiar dacă mai am una acasă. Cu drag, cu drag, mulțumesc mult și eu sunt foarte fericită că ești aici. Mulțumesc. Acu-i acum. Jurații sunt, sau mă rog, au fost impresionați după momentul pe care l-au văzut. Să vedem cum arată și ținuta în fața lor. Prietenii nu t-au uitat nici pe tine, Teo, să știi, și au mesaje pentru tine. Hai să le vedem. Teo, îți urez baftă maximă în finală. Nu uitați, votați-o pe Teo. Bravo, ai stil. Bravo! Teo, mă bucur că ai ajuns în finală. Felicitări și vă rog pe toți, votați Teo cu 6 la 1-2-0-6. Ia uzi. Merită, e talentată, Teo Rozie unicată. Te votez și te susțin, să câștigi, bravo, ai stil. Și doar puțin mai rămase, să votați numărul 6 la 1206. Te iubim! Bună, sunt Juliana Droptei și o susțin pe Teo Roz la Bravo, ai stil. Votați 6 la 1206. Votați numărul 6 la 1206. Teo Roz e cea mai tare, cea mai frumoasă, cea mai elegantă, trebuie să câștige. Trebuie să câștige. Te pupăm, Teo, direct de pe platourile de filmare. Pentru noi deja ești o câștigătoare. Votați 06 la 1206. Merită să fie preferata voastră pentru că e un om real, e un om sincer și e prietena mea. Și o iubesc de mor și voi știți asta. Și o să închei prin a spune că nu mă pricep la vorbe, dar ochii mei spun tot ce eu nu pot să spun. Așa că în ochii mei trebuie să citiți neapărat 6 la 1206, să luați telefoanele, să votați pe Teo, cum fac și în seara asta, în finala Bravo este stil. Vă pup, aveți grijă de vorbă. Merge. Da? Mă cheamă? Da. Cum cheamă? Teo... Teo. Salutare, am fost rugat să facem un video de susținere pentru Teo Rose, prietena noastră foarte bună. Am auzit că a ajuns în finală la Bravo Ai Stil și vă invităm să o votați. Nu știm exact numărul, ne-a ieșit ceva cu 6 la 1 ceva. Da, susțineți-o pe Teo, e foarte tare, e prietena noastră, Teo, super, super, oprește. Cum ajung ăștia, mă, în finală? Nu știu, mă, nu mai e. Nu mai e ce a fost televiziunea. Bă, nu știu, se îmbrace, bă. Nu știu, în fine. Bă, asta ce se întâmplă? Nu, bă, nu știu, noi ne-am făcut treaba. Bă, dar acum, când o votează nimeni, scuză-mă, e pe merit. Firați voi să fiți genial, băieți, absolut genial. Păi cum ajung fetele astea mai mari la finală? Cum ați ajuns aici? Nu știu, chiar că e un noroc cumva. Cumva să știi, Regina, chiar toate avem noroc să ne aflăm aici. E o binecuvântare tot ce s-a întâmplat. Noi avem noroc să fim alături de voi, să știți. Păi, eu sper să mă voteze, eu chiar sper să mă voteze. Și cred că or să facă, nu știu, mie mi-a plăcut mult aici. Și cred că s-a văzut și au văzut și oamenii. Și am văzut și eu în comentarii, pe internet și așa. S-au bucurat și au râs cu noi, s-au distrat și chiar a fost foarte mișto experiența asta pentru mine. Și sper și cred că oamenii vor să mă voteze, cred. Acum mai mult sau mai puțin, dar de votat mă votează sigur în număr mare. Important e să fie cel mai mare număr. Dar dacă nu o fi, hai! Ascultăm jurizarea. Da, bună seara, dragă! Bună seara! Problema cu ținuta pe care o porți în seara asta, dragă Teo Rose, este că n-am remarcat ținuta. Pentru că am remarcat altceva. A rising star. Wow. Și tocmai am asistat acum câteva momente și vorbesc pentru mine, sigur, în acest moment, la cel mai bun moment pe care l-am văzut vreodată la Bravo Ai Stil. Din primul sezon și până acum. Nu cred că ai putut să spui tocmai asta. Mulțumesc! Ești minunată! Mulțumesc!
Da, ai de ce să ai emoții pentru că ai avut un moment extraordinar. Vocea ta este extraordinară. Sunt onorat să te cunosc, sunt onorat, am fost onorat să te jurizez până în această seară. Ești o fată extraordinară din punctul meu. Cuvintele mele se rezumă în seara asta doar la extraordinar. Mulțumesc mult! Theo Rose, știți că cred că de foarte multe ori pe parcursul emisiunii v-am spus că niciuna dintre voi nu este Dumnezeul modei, mama stilului, etc. Mă plec în fața ta și îmi cer iertare pentru vorbele astea. O stea s-a născut în această seară, o stea s-a născut la Bravo Stil și da, cred că ești una dintre cele mai bune concurente care au participat vreodată la Bravo Stil și este pentru mine o onoare să împart platou cu tine, să știi. Iar nota, bă, nu am note suficiente să pot să-ți dau. 20, 30, 100, 2000. Asta este nota pe care ți-aș dau. Mulțumesc mult! Nu că m-a emoționat, pe cuvântul meu de onoare, în viața mea nu am văzut live un performance așa ca celălalt Theo Rose. Vă spun sincer acum, aruncați cu pietre în mine sau în televizor în speță, după cum e cazul. Deci eu cred că la fel de mult m-aș fi emoționat dacă aș fi avut ocazia să văd un concert de Freddie Mercury așa cum m-a emoționat Theo Rose în seara asta. Ori poate unde a avut orchestra aceasta fantastică lângă ea. Demențială! Sunt fanul ei numărul unu pe viață, am zis. Mulțumesc! Nu cred. 5 pe linie, Theo Rose, felicitări! Aoleu, nu pot să cred. Cred că e cam ultima noastră conversație. Bine, monolog, eu vorbesc singură în momentul ăsta. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce s-a întâmplat aici, în mare parte și datorită vouă, pentru că și voi ați făcut din mine asta. M-am simțit înălțător în emisiunea asta și am prins aripi. Și cred că de aici pornește un drum frumos. Mulțumesc! Și votați-mă dacă vreți 6 la 1206. Noi mulțumim, Theo! Felicitări! Mulțumesc. Dacă ar fi să vorbim despre putere, curaj și determinare, ar trebui să ne referim la următoarea concurentă, care a învățat multe și care intră astăzi în marea finală pe aceste porți demnă și cu fruntea sus. Andreea Tonciu.
Pentru mine acest proiect Bravo I Still a însemnat foarte mult. Sunt foarte fericită și foarte mândră că am făcut parte din acest proiect minunat, dar credeți-mă că a fost și foarte greu. Sunt o femeie puternică și o să pot până la capăt. Acest concurs m-a schimbat, pot spune, în bine. Am cunoscut oameni minunați, am cunoscut colege cu care am rămas și prietene. Andreea Tonciu este o mamă desăvârșită, dragii mei. Este o fată, o femeie ca oricare alta. Nu mă consider o vedetă, nu mă consider o celebritate. Sunt pur și simplu Andreea Tonciu, o fire nebunatică, foarte veselă. Singurul lucru de care pot spune în ghilimele că mă tem este că sunt foarte vulcanică și mă aprind foarte repede. Atâta tot. Ați observat reacțiile mele că am ieșit de atâtea ori din platou, dar niciodată nu am vrut să plec cu adevărat. Pentru că eu sunt o fire luptătoare și vreau să demonstrez că pot până la final. Cel mai mare susținător al meu pe tot acest parcurs a fost fata mea, Rebecca. Este acasă și se îmbracă cu hainele ei și își pune tocurile mele și face parada modei în casă și spune: mami, sunt la Bravo I Still, vreau și eu cu tine la Bravo I Still. Poate nu ținutele mele au fost întotdeauna cele mai bune, dar, sinceră să fiu, eu mă așteptam să ajung în marea finală pentru că eu mă declar o femeie puternică. Cum ar fi să câștige acest concurs Andreea Tonciu, care nu este cântăreață, nu este vedetă, este pur și simplu o fată care a apărut la televizor peste noapte, să nu cânt, nu sunt dansatoare, sunt o femeie simplă. Și credeți-mă că o să-mi fie foarte greu în finală. Dragii mei telespectatori și dragii mei fani, haide să demonstrăm lumii că putem să ajungem departe. Chiar dacă nu suntem vedete și chiar dacă nu suntem celebrități, pur și simplu o fată normală poate să câștige acest concurs. Eu am nevoie de voi până la final și vă rog din tot sufletul, nu uitați, dragii mei, să mă votați. 4 la 1206 și vă promit că eu o să fiu a voastră. Vă pup! Andreea Tonciu, bine ai venit în marea finală! Așa moment, așa emoții! Bună seara! Da, sunt foarte emoționată, Ilinca. Mă bucur nespus că am ajuns până aici. Vă mulțumesc din suflet vouă, celor din regie, producției și în special domnilor jurați. Îmi cer scuze dacă câteodată am fost, am ridicat tonul sau am țipat, face parte din mine chestia asta, nu am făcut-o cu răutate, așa sunt eu. Și am emoții, Linca. Și cu siguranță de aceea. Am văzut, Andreea, da. Nu mai contează. A fost, mă rog, parte din moment, hai să spunem așa. Da, am avut emoții, pentru că sunt om și am emoții. Am făcut acest concept pentru că mă reprezintă. A fost vorba doar despre mine. Și sper să le fie ajuns la inimă telespectatorilor de acasă. Te voi întreba și pe tine, la fel cum le-am întrebat pe toate finalistele, de ce merită Andreea Tonciu să câștige Bravo I Still Celebrities? Andreea Tonciu consider că merită să câștige acest concurs, deoarece a luptat foarte mult, s-a dedicat acestui proiect extrem de mult, a uitat ce înseamnă casă, familie, etc., și m-aș bucura nespus dacă eu aș fi câștigătoarea acestui concurs. Eu, Andreea Tonciu, care, după cum s-a văzut în material, sunt o femeie simplă, liberă, care am apărut pe micul ecran datorită mie, că sunt o fire nebunatică. Și m-aș bucura enorm de mult să câștig acest concurs. Și, Ilinca, crede-mă că îmi doresc foarte mult să câștig acest concurs. De-aia am și vrut să fac parte din acest show. Îmi place să fiu, sunt o fire luptătoare și vreau așa, ceea ce mi-am propus să mi se îndeplinească, dar nu știu dacă o să fie adevărat, dar totuși eu sper. Tu lupți, ai luptat până acum, ai ajuns în marea finală, acum totul este în mâinile telespectatorilor. Votați, 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 SMS la 126, 1206 cu indicativul concurentei voastre preferate. Alexandra, să știi că dincolo de ținută și tot ce s-a întâmplat în seara asta, care au fost incredibile, mi-a plăcut foarte mult, sau cel mai mult, felul în care te-am regăsit în acest filmuleț pe alb-negru. Ești extraordinar de expresivă și cred că ai putea să lucrezi de acum înainte în zone în care nu te-ai mai dus.
Efectiv, acolo am descoperit o altă Andreea, pe multă emoție, încercând tot felul de stres, de stări, pardon. Sunt foarte emoționată pentru că chiar ai făcut un moment incredibil de frumos, foarte curat, foarte minimal. Felicitări echipei care te-a ajutat. Mulțumesc. Pentru că, într-adevăr, te-au pus în valoare într-un mod extraordinar. Felicitări pentru prestația ta în cadrul emisiunii Bravo Ai Stil. Și eu îmi doresc să se regăsească multe din lucrurile pe care le-ai făcut aici mai departe pe parcursul tău. Și poate, da, poți lua cu siguranță și alte căi. Să faci film, să faci televiziune. I-auzi, 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 i-auzi. Da, ești o femeie mulțumesc. Foarte frumoasă și talentată. Felicitări. Mulțumesc din inimă, Alexandra, și tu la fel. Hai să vedem ce spun jurații Andreea Tonciu în fața lor. Unii dintre oamenii care ți-au fost alături, Andreea, pe tot parcursul competiției și care te-au susținut, au ținut să-ți transmită un mesaj. Hai să vedem. Felicitări, Andreea, eu sper ca tu să fii câștigătoare, să ai gura mare ca întotdeauna, pentru că asta face parte din personalitatea ta, și să te îmbraci la fel de frumos ca întotdeauna, pentru că te ajută și mama natură. Andreea, 1206, numărul 4. Asta trebuie să votați voi. Dacă o iubiți pe Andreea Tonciu, îți simt pumnii, draga mea, și sunt alături de tine. Hai, Tonciulina, votează 4 la 1206. Deci nu uita, 4 dacă vrei să câștige Andreea Tonciu și sigur vrei să câștige Andreea Tonciu, pentru că va câștiga. 4 la 1206, repede! Bună seara, România! Bună seara, Canal 2! Bună seara, Bravo, Ai Stil! Nu este evident că o să votez cu cea mai nebună concurentă, cu cea mai frumoasă concurentă, cu cea mai stilată concurentă, cu cea mai mică concurentă. O să votez cu Andreea Tonciu, indicativul 4 la 1206. Este atât de ușor! Diana Condurache și comunitatea diamantelor votează 4 la 1206. Ți-am spus eu că vei ajunge până în finală și cu siguranță vei și câștiga. Te susțin și te admir din toată inima. Votați 4 la 1206. Andreea! 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 Te emoționează absolut orice în seara asta, Andreea, așa e? Așa este, Elinca, sunt foarte emoționată. Ai mai spus asta, Andreea. Hai să-i ascultăm pe jurați. Andreea, felicitări! Bună seara, felicitări pentru tot parcursul, felicitări pentru ceea ce ai făcut în seara aceasta. Să știi că mi-a plăcut teribil filmul acela pe alb negru. Teribil mi-a plăcut, a dezvăluit într-adevăr o altă fațetă a ta. Iar trecerea între filmul pe alb negru și momentul pe care l-ai avut în platou a fost fantastic, mi-a plăcut foarte mult. Și ținuta este foarte bună. Mulțumesc! Filmul acela pe care l-a proiectat, ca și prestației din platou alături de dansatori, au fost cu totul altceva față de ceea ce a făcut ea până acum. Mi-a plăcut enorm. Welcome in this new world, cum ai spus tu, nu? Bine ai venit în această nouă lume pentru tine. Foarte frumoasă schimbarea, foarte frumoasă trecerea ta în ultima perioadă. Un moment desăvârșit, aș putea spune, spectaculos aici la Bravo Ai Stil. Felicitări pentru tot ce ai făcut în această emisiune. Ai o ținută desăvârșită. Mulțumesc mult! Să știi că ambele momente, adică atât filmul alb negru, cât și ce s-a întâmplat aici în platou, mi-au plăcut foarte mult. Am ajuns acum să te văd apropiată sau mai apropiată de un moment tip Pina Bau și dans contemporan decât momentele care te-au consacrat, cumva, cu care ai intrat în această emisiune. Este evident faptul că ai făcut niște progrese foarte mari. Știu că ești o femeie puternică. Felicitări, dragă! Mulțumesc din inimă! Iar o să fiu comentat, dar nu pasă, e părerea mea. Tonciu până acum a avut cel mai bun moment. De la proiecție, muzică, totul, studiat, o rochie superbă, cea mai frumoasă rochie de până acum, o rochie care arăta impecabil, rugată impecabil. Și mult succes! Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Felicitări, Andreea! Mulțumesc mult! Felicitări, Andreea! Vorbește și cu cei de acasă, te rog! Dragii mei, haideți că mai avem foarte puțin. Vreau să-mi fiți alături până la capăt
Și nu uitați să mă votați la 1206 cu indicativul meu, numărul 4. Sunt foarte emoționată în seara asta și mai multe o să vă spun la mine pe Instagram. Vă pup și haideți să fim în top! Mulțumesc, Andreea! Greu de citit, însă paradoxal, cu o transparență sufletească absolut evidentă. Următoarea concurentă va face tot posibilul să-și împlinească un vis pe care l-a avut încă de la începutul acestei competiții, și anume să câștige. Hai să vedem pe Alexandra Ungureanu. Suntem acolo, nu? Începem, numărătoare inversă. Mamă. Eu am venit în emisiune cu gândul de a fi ca emoție cu un pas mai aproape de telespectatori. Mi-am dorit să arăt că în spatele unei ținute mai ciudate se află o poveste, o emoție. Nu întâmplător lucrurile sunt puse așa. Pentru mine ca artist, Bravo I Still a reprezentat o ocazie unică de a mă exprima prin muzică, prin ținute, prin emoții, prin invitații pe care i-am avut și așa mai departe. Am simțit că fac parte într-o nouă familie. O familie cu surori, mame, vitrege și așa mai departe. A fost într-adevăr un rollercoaster de emoții și întâmplări și nu-mi pare rău de absolut nimic. Chiar sunt foarte mândră, în primul rând, de ținutele mele și de felul în care m-am prezentat. La începuturile mele timide în emisiune, chiar nu credeam că o să fac față. A fost mai greu să-mi găsesc locul, să mă poziționez, să-mi fac auzită vocea. Recunosc că nu m-am gândit deloc la premiu, nu m-am gândit deloc la finală, dar pe parcurs am prins aripi, am văzut că sunt apreciată. În primul rând, feedback-ul celor de la casă a fost fantastic și atunci am zis, da, de ce nu? De ce să nu fiu eu? Cea mai stilată femeie din România. S-a trezit în mine acest spirit competitiv pe care știu că l-am de foarte mică. Am descoperit la mine că sunt mai puternică decât credeam. Mi-ar plăcea să fiu inspirație pentru cei de acasă și să ofer curaj celor care ar vrea să se exprime la fel prin haine și poate încă nu se cunosc suficient sau încă le e teamă să o facă. Un final trebuie să fie cu siguranță grandios și sper ca prin tot ce am pregătit eu pentru seara asta să reușesc să fac chestia asta. Știu că o să mă susțineți, că o să mă votați cu 11 la 1206 și cine știe, poate se întâmplă acea minune frumoasă la care nici măcar nu am îndrăznit să mă gândesc la începutul concursului. Vă iubesc și vă mulțumesc!
Am trecut prin atâtea rânduri de emoții, m-am încărcat cu emoțiile fiecărui moment până la mine, încât nu mai știu să descriu starea pe care am avut-o, dar a fost cu siguranță una cea mai încărcată din toată cariera mea. Cred că m-a ajutat această rochie să scap de emoțiile cântatului. M-am gândit pur și simplu cum o să mă mișc prin platou. Și a fost o cea mai mare provocare de la Brava Estil. Da, am avut foarte mari emoții. Să închei seara. Mi s-a părut și în același timp o responsabilitate foarte mare, pentru că un show de calibru ăsta trebuie să încheie bine. Sper că a fost bine, sper că cel mai frumos cadou ajunge acasă, la oameni, în preajma sărbătorilor. Ce moment, ce piesă, ce apariție! Vă felicit pentru amândoi, este o onoare să vă aud cântând live. Eu vreau să mulțumesc lui Cheo. Am ținut să celebrez, sau să celebrăm împreună 10 ani de când am lansat această piesă și a devenit un fel de imn al acestei perioade, ne apropiem de sărbători, suntem foarte, foarte aproape și am vrut să dăruim un cadou tuturor celor care ne urmăresc. Mamă, de 10 ani cântați împreună? De 15. Chiar mai mult! Wow! Da, așa, voi da. Având 20 și un pic, adică pe exact, acolo. Exact. Asta ziceam, că mai bine nu ziceai, nu dădeai cifre ca să nu caute lumea pe net. Dar totuși, dacă pot să spun ceva, cel mai frumos cadou ar fi ca Alexandra să câștige. E, frumos, toate ați da? Fost fantastice, dar votul meu merge către Alexandra și mă bucur că am făcut parte din acest moment superb, din această finală extraordinară. Noi avem această piesă de mult timp și e o piesă care revine an de an, an după an, revine, o auzim peste tot și cred că a fost o alegere potrivită, pentru că sărbătorile sunt un moment de suflet în același timp, cu toată nebunia asta, cu stilul care este genială, totuși este și un moment de suflet. Cu siguranță și-a fost un cadou super pentru toți cei care ne privesc. Mulțumim din suflet, Cheo, porțile se deschid pentru tine. Mult. Alexandra, am să te rog să vii aici pe steluță, așa cum provocare. Poți. Provocare și mai am o provocare pentru tine. De ce trebuie să câștige Alexandra Ungureanu Bravo Style Celebrities? Eu cred că aici la Bravo Style, după foarte mulți ani în care oamenii au cunoscut artistul Alexandra Ungureanu, cred că a apărut la iveală o femeie care are niște valori pe care eu le-am crezut demodate. Dar de la emisiune la emisiune, de la ediție la ediție, publicul mi-a arătat că nu e așa și le apreciază și cred că simplitatea și naturalețea și rafinamentul și bunul simț pot fi atributele cele mai stilate femei din România. Și pentru asta le mulțumesc tuturor care au fost alături de mine în toată această călătorie. Vă mulțumesc din suflet pentru atâta emoție, le mulțumesc tuturor celor din echipă, colegilor mele, membrilor juriului, tuturor. Au fost, de fapt, ăsta a fost cel mai frumos cadou pentru mine în aceste luni de competiție, în care am crescut, am învățat, am suferit și cred că m-am transformat într-una dintre, sau poate în cea mai bună varianta mea de până acum. Felicitări, Alexandra, foarte frumos spus. Hai să vedem ce ne spun fetele despre ținută și moment. Cristina Șișcanu? La fel ca și celelalte momente ale fetelor finaliste, și al tău moment a fost foarte emoționant. Poate că și suntem pe final, mi-a plăcut foarte mult melodia, o știam. Totul o încărcătură emoțională deosebită. Felicitări, Alexandra! Mulțumesc tare mult! Alexandra Ungureanu ne-a obișnuit cu un fel de ținute. E, cum să spun, mi s-a părut cumva previzibil, mă așteptam să vină cu ceva aparte, cu ceva ciudățel, cumva, știi? Ea nu se concentrează pe a fi frumoasă. Ăsta n-a fost scopul ei în emisiune și a dorit să meargă foarte mult pe latura asta de fashion și asta e de apreciat, pentru că emisiunea, până la urmă, e Bravo Ai Stil, în principiu vestimentar, că la asta se referă și noi pe ținute ne luăm note. Nu, ne luăm note. Mie mi-a plăcut tot parcursul Alexandrei Ungureanu și mi s-a părut mișto și am avut de învățat din parcursul ei, dar nu am mai fost impresionată acum în marea finală, pentru că mă așteptam să vină cu ceva așa ciudat și, știi?
La asta mă refer. Este ultima jurizare din acest sezon. Bravo, I Still Celebrities, Alexandra Ungureanu, în fața lor. Un cadou de asemenea frumos, cred că ți-au oferit și prietenii tăi, cei care au insistat să-ți trimită mesaje de susținere. Hai să vedem! Te pup, Alexandra, mă bucur din suflet pentru tine, pentru că ești în această competiție atât de departe, meriți. Eu sunt întotdeauna alături de tine și vreau să-i rog pe cei de acasă să voteze 11-1206 ca tu să fii câștigătoarea Bravo I Still. Multă baftă! Salut, sunt Florian Rus și am un mesaj pentru fanii Bravo I Still. E cool, e elegantă, are un simț stilistic bine dezvoltat, e o foarte bună prietenă de-a mea. Votați Alexandra Ungureanu cu 11-1206. Alexandra merită să câștige Bravo I Still Celebrities pentru că are un stil atât de bine definit și eu, cunoscându-o și de pe partea cealaltă a scenei, să spun așa, și a ecranului, Alexandra e reală, așa e ea și așa s-a prezentat și e minunată și merită acest premiu cu desăvârșire. Multă baftă! Draga Alexandra, am auzit că ai ajuns în finală. Să știi că sunt alături de tine și îndemn pe toți să te boteze. Eu nu pot să fiu acolo pentru că vezi ce e în spatele meu? E marea cu stil cu tot. Te pup! Succes! Superb, superb! Îi pupăm și noi pe toți! Da! Frumos! Frumos, da! Bună seara! Și felicitări că ai ajuns, iată, în marea finală de la Bravo I Still Celebrities. Mă așteptam să cânti în această finală, să te aud într-o ultima oară cântând atât de frumos. Nu mă așteptam să fii cu Cheo, ceea ce a făcut ca cuplul vostru să fie unul desăvârșit. Ce pot să spun? Încă o dată felicitări pentru toată evoluția ta, pentru toate outfit-urile tale frumoase pe care le-am notat cu steluțe sau cu note de 5. Mulțumesc mult, Cătălin! Bine, o așteptam pe Alexandra Ungureanu ca pe pâine caldă. A fost un moment frumos, elegant, plin de emoție și la ei. În ceea ce privește rochia, iar am vrut să nu fiu atât de nemilos, că m-am gândit la oameni, la hate, la asta. În platou rochia se vedea din punctul meu de vedere într-un fel și era dintr-un material. La televizor poate s-a văzut mai bine. Ești o tipă fantastică, senzuală, un artist desăvârșit, iar în această seară, da, ai dovedit încă o dată că îți meriți locul în finala Bravo I Still. Îmi place foarte mult ținută, ești o crăiasă magică. Ai venit cu o piesă magică și să știi, cu unul din artiștii mei preferați, căruia n-am avut curaj să-i spun cât a fost încă în scenă. Dar Cheo este unul din artiștii mei preferați. Ce frumos! Felicitări, Alexandra, ai fost amazing! Băi, nene, deci acum la sfârșitul emisiunii vreau să spun că toată emisiunea asta am plâns după Dan Bălan în sus, Dan Bălan în jos. Și acum a apărut Cheo. Azi vii, mâine pleci. Băi, nene, mie îmi place Cheo de mor după el. Și toată ediția de astăzi le-am văzut de multe ori la pauze, dar mi-a fost rușine să mă să-i spun: bună, sunt fana ta. Eram penibilă, practic. Vreau să iasă Dan Bălan din cabină și vreau pe Cheo. Și culmea, a venit și live și eu m-am încurcat așa că prost, așa, nu știu ce să-i spun nimic. Te-am analizat de-a lungul acestor 100 de ediții și mi-am dat seama că ești un om de o tărie incredibilă. Combinată această tărie cu o sensibilitate foarte bine mascată și chestia asta cumva m-a atins foarte tare. Ai avut un parcurs stilistic impecabil și pentru asta te felicit. Am descoperit un om extrem de civilizat, un om extrem de plăcut, un om în care cred. Adică, uite, vezi, asta este și un câștig pentru mine până la urmă. Ce frumos! Și e ținuta mea preferată. Mulțumesc mult! Succes! Mulțumesc! Mai am câteva preferate în seara aceasta. Mulțumesc mult! Dar tu ești printre marile mele preferate. Mulțumesc, bravo. Raluca! Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc, Cătălin!
Felicitări, Alexandra, vorbește și cu cei de acasă, te rog. Suntem aici ochi în ochi și suflet în suflet, pentru că știu că transpare dincolo de sticlă, toate emoțiile transpar și asta mi-am dorit. O să continui să mă exprim prin muzica mea și prin multe alte proiecte frumoase. Vă mulțumesc pentru toată această călătorie fabuloasă. Haideți și în seara asta să fim împreună. Votați-mă cu 11 la 1206. Mulțumesc, Alexandra Ungureanu! Imaginați-vă așa, un breloc, deci Cheo tip breloc, conducând o mașină tip breloc. După gard, un hotel și un șantier. Adică, practic, Lolo Trabant, zisă Cuscra ăsta, zisă Măsa Mare, zisă Tito Nagoe, zisă hotelul, așa. Zisă Șagi la Vagabanta, așa. Și cu bună ei prietenă, La Șuscră. La Cuscra. Șuscră. Alo? Ia. Se qui? E que eu? Da, la telefon e la Șuscră. Cu cine doriți? Ah, cu Lolo. Lolo e here. Ah, e que eu. E que eu? Alo, que eu? Ah, chiar l-a avut. E da, fac acolo să mă vorbesc, pentru că se filmează. Pa. Auzi? Asta e scoica care auzi pe mă... Alo, Măsa Marea? Le Măsa Mer? La Mer Noir. Deși îmi scrie aici? Tu ai votat? Dar tu ai votat? Dar tu ai votat? Pe tine te văd că ai votat, bravo! Toată lumea să voteze! A fost cel mai tare sezon care a existat la Bravo Estil până acum. A fost crunt, dar a fost minunat, senzațional și cel mai frumos. Nu mă așteptam să fie atât de lung. Fiecare episod te-a purtat așa printr-un carusel de emoții. Ba râdeam, ba plângeam, ba ne certam, ba ne împăcam. Au fost autentice, au știut să vorbească. N-a trebuit să mă chinui să scot cuvintele de la ele, să-mi spună propoziții scurte, să trebuiască să leg tot felul de lucruri. Mi-au făcut munca foarte ușoară, dar și foarte grea în același timp, pentru că vorbesc foarte mult. Au vorbit foarte mult. În continuu au stat pe telefoane, în continuu au băut apă. Ba le era rău, ba aveau pulsul 200. M-au terminat cu capul, cred că am slăbit 3 kg și mi-au ieșit 200 de fire albe din cauza lor. A lui Maurice în special. Să păstrați liniștea și căldura familiei cât mai aproape de voi, oriunde ați fi și oriunde ați merge în lumea asta și orice ați face. Eu vă iubesc întotdeauna și rămâna voastră. Ilinca Vandici. Fetelor, aici s-au încheiat momentele și prestațiile voastre în cadrul competiției Bravo I Still Celebrities. Mai avem atât de puțin până la final, până când telespectatorii vor decide cine câștigă Bravo I Still Celebrities. Deocamdată, haideți să vedem împreună care este clasamentul în urma notelor din partea juraților. Oho! Dea Codrea, Teo Roz, la egalitate de puncte! Asta înseamnă, nu mă duc mai departe pe tabel pentru că vreau să rezolvăm situația din start. Dragi jurați, voi ați dat punctele, voi decideți care dintre cele două concurente rămâne pe prima poziție și astfel capătă imunitate în prima etapă eliminatorie. Raluca Bădulescu. Pe locul întâi pentru această finală, mare finală, aș alege-o pe... Teo Roz. Cătălin, boteza tu. E foarte greu, dar o aleg pe Teo Roz. Și Moris? Le jos on fait. Păi da, dar am nevoie și de părerea ta. Păi trebuie să ținem un echilibru, nu? Și atunci eu o să spun Dea. A, păi, super. Trebuie să facem un echilibru, nu? Măcar și precar. Au fost perfecte ambele. Bun, asta înseamnă că Teo Roz este câștigătoarea acestei seri din punctul juraților de vedere. Felicitări, Teo! Pe locul 2 este Dea Codrea, iar pe locul 3 Alexandra Ungureanu.
Teoroz, în acest moment ai imunitate în prima etapă eliminatorie. Dar în egală măsură, Oana Radu, cu doar 8 puncte din partea juraților, este la un pas de eliminare în aceeași primă etapă eliminatorie. Vino aici lângă mine, Oana Radu. Aș vrea să vedem și steluțele bonus pentru concurentele de pe podium în marea finală. Trei stele Teo Rose, două stele de Acodrea, o stea Alexandra Ungureanu. Iar tabelul steluțelor din momentul în care s-a resetat și până astăzi cu steluțele bonus arată așa. Bun, pe primul loc, Dea Codrea, 22 de stele. Dea, te felicit! Asta înseamnă că și tu ai imunitate pentru prima etapă eliminatorie. Felicitări, fetelor! Mulțumim! Mergând mai departe, pe locul 2, Alexandra Ungureanu, pe locul 3, Teo Rose, Andreea pe locul 4, Cristina pe 5 și, din păcate, și la tabelul steluțelor, tot Oana Radu se clasifică pe ultima poziție. Însă, atunci când o concurentă se clasează pe ultimul loc în ambele tabele, mergem puțin mai sus și luăm penultima concurentă clasată în tabelul stelelor, iar aceea este Cristina Șișcanu. Am să te rog și pe tine să vii aici lângă noi. Fetelor, este pentru ultima dată când veți avea ocazia să faceți nominalizări. Cântăriți-vă foarte bine deciziile și hotărâți. Teo Rose, Dea Codrea au imunitate, asta înseamnă că nu pot fi nominalizate, care va să zic că avem doar două variante. Alexandra Ungureanu sau Andreea Tonciu. Teo Rose, care este nominalizarea ta în marea finală? E foarte greu pentru că habar n-avem în funcție de ce va fi eliminarea, dacă în funcție de voturile publicului... În funcție de votul telespectatorilor. Atunci nominalizarea mea va merge către Andreea, pentru că știu că e votată și atunci n-o să iasă. Dea Codrea. Urmând două raționamente, unul dintre ele în care eu am crezut pe toată durata competiției și anume clasamentul, dar și raționamentul pe care Teo l-a spus, voi spune și eu tot Andreea Tonciu. Este clar în acest moment, având în vedere că dintre tine, Alexandra și Andreea, nu vă puteți nominaliza pe sine. Asta înseamnă că Andreea Tonciu vine și ea alături de celelalte două finaliste în fața juraților. Nu mă așteptam ca Teo Rose să mă nominalizeze. Nu i-am înțeles nominalizarea. Chiar nu i-am înțeles-o. Eu respect. La Dea Codrea mă așteptam să mă nominalizeze. Și acum, ce vrea Dumnezeu până la urmă, ce să mai facem, n-avem ce. Nu m-a surprins deloc nominalizarea lui Teo, ce nu înțelege Andreea, din păcate, nici în seara asta, și credeam că schimbarea asta o va ajuta să înțeleagă, se pare că nu, este că astea sunt regulile jocului și că oricum ea nu este în pericol să plece, pentru că se contrazice. A zis de atâtea ori cu oamenii de acasă, o susțin. Adică e evident că nu pleacă ea. Oana. Păi, sunt emoționată, bineînțeles. Mă bucur foarte mult că am ocazia să stau din nou aproape de voi și până la urmă să câștigi cea mai bună. Așa că dacă nu sunt cea mai bună, nu e nicio problemă. Am ajuns până aici, sunt foarte fericită și onorată că am ajuns până în final acestui concurs. Așa că mergem acasă, nici problemă. Cristina Șișcanu. Eu mă simt minunat. Atât? Da, dacă mesajul pe care l-am transmis din momentul pe care l-am avut în această finală a ajuns la inimile oamenilor de acasă, eu sunt foarte mulțumită. Andreea Tonciu, te așteptai să fii nominalizată de către colegele tale? Da. Da, prezint un pericol foarte mare. Din această cauză crezi că te... Da. Da. Am ținute superbe, am avut ținute superbe, am avut momente superbe.
Pericolul este. Și ce simți? N-am cuvinte, Ilinca, să spun ce simt în momentul ăsta. Ești adică, supărată? Nu sunt supărată, aș avea cuvinte, dar prefer să le țin în mine. Și prefer să tac din gură. Ok. În mintea mea a fost că s-a lămurit deja care-i treaba în ceea ce mă privește și că poate să-mi înțeleagă justificarea. Adică, pe de-o parte, m-am gândit că există 50% șanse să înțeleagă. La final, ea n-a înțeles. A fost cealaltă 50%. Înțelegi? Deci mă deranjează că nu am fost punctată și jurizată cum trebuie. Mă deranjează că ținuta mea este mult mai bună, de exemplu, ca ținuta lui Teoros. Mie mi se pare că ținuta lui Teoros nu a fost o ținută de mare finală. Deci, credeți-mă, nu mi se pare. Mă deranjează că nu am fost în top 3. Mă deranjează pentru că am muncit foarte mult. Mi-am lăsat copilul, mi-am lăsat familia, mi-am lăsat totul ca să fac orice pentru acest concurs. Dragii mei, imediat, după o pauză de publicitate, revenim în direct cu situația voturilor. Tot atunci vom vedea și care este procentajul pentru concurenta care spune adio marelui premiu de 100.000 de lei. Și vedem prima finalistă eliminată. În curând aflăm cine este câștigătoarea sezonului cu numărul 6, Bravo I Steal Celebrities. Cine este cea mai stilată celebritate din România? Votul continuă, susțineți-vă preferata, revenim în direct, imediat. Marea finală, Bravo I Steal Celebrities! În curând aflăm cine este câștigătoarea sezonului cu numărul 6, Bravo I Steal Celebrities. Vedem prima finalistă eliminată. Cine este cea mai stilată celebritate din România? Am revenit, doamnelor, domnilor, suntem în direct în marea finală, Bravo I Steal Celebrities. Atmosfera de aici din platou e una super tensionată, însă în egală măsură aș spune că e o atmosferă de poveste. Asta pentru că de 6 sezoane încoace, fiecare mare finală a fost guvernată de emoție și de foarte mult suspans. Fetelor, toată România este cu ochii pe voi, toată România vă votează, toată România vă susține. Asta este seara voastră, a celor de acasă, pentru că voi decideți câștigătoarea acestui sezon. Fetelor, vă felicit pentru toată performanța pe care ați avut-o până acum în cadrul show-ului nostru și încununăm succesul vostru cu surprize pe care văd că deja le-ați primit. Da. Este vorba despre brățări personalizate din aur alb, semnate Bijuteria Stil, furnizor oficial al Casei Regale a României, creator și purtător național de bijuterii, cu magazine în toate marile centre comerciale din România, care în acest an aniversează 30 de ani de existență. Din moment în moment vom afla care sunt numele, atenție, celor două finaliste care părăsesc lupta pentru marele premiu exact acum, în marea finală. Și am pregătit acolo în spatele vostru 4 scaune negre. Ele reprezintă locurile pe care concurentele eliminate le vor ocupa după eliminare, evident. Alexandra Ungureanu, Dea Codrea, Teo Rose, în acest moment voi nu sunteți în pericol de eliminare. Însă vorbim doar despre acest moment. Pericolul acesta vă va paște și pe voi. Cum spuneam și la începutul acestei seri, din păcate, gradenele platoului nostru sunt goale din cauza pandemiei, însă chiar și așa am încercat să găsim modalități prin care să vă simțiți susținute de către toți cei dragi vouă și deja am văzut mesaje din partea prietenilor, dar surprizele încă nu s-au terminat. Și am să vă rog în primul rând pe voi trei să vă uitați înspre LED.
După părerea mea, Cristina ar trebui să fie una dintre principalele opțiuni pentru câștigarea actualului sezon Bravo Stil, pentru că este foarte inteligentă, este naturală, are un simț estetic remarcabil, o eleganță sufletească extraordinară, este dreaptă, este directă, nu e fake, adică nu este copia palidă a altor copii palide, deci are o serie de calități pentru care cred eu ar trebui să fie votată. Suntem alături de tine, știu câtă muncă a fost în spatele acestei emisiuni și știu cât de implicat ai fost. Ești una dintre cele mai ambițioase persoane pe care eu le cunosc și doresc din tot sufletul să câștigi. Te pup și suntem alături de tine. Mami, e cea mai frumoasă? Uitați-o pe mama, că e cea mai tare! Văd lacrimi în ochii tăi, Cristina! Sunt mândru de tine că ai ajuns până aici. Te susțin în marea finală și îmi doresc să câștigi. Votez 10 la 1206. Te iubesc, ai stil. Dar ce ochelari are soțul, dragă! Păi tu ochelari ai remarcat sau condiția fizică? Ochelari. Era un pachet complet. Oana, mesajul tău pentru cei de acasă acum când suntem în direct. Eu nu mi-am pregătit un discurs și, în general, mă bazez pe faptul că sunt inventivă și spontană. Arăt puțin diferit decât arătam mai devreme. Nu s-a întâmplat nimic în pauza de publicitate, ci pur și simplu am simțit nevoia să mă schimb, pentru că, da, pe mine acest proiect chiar m-a schimbat. Și m-a schimbat după ce am văzut înregistrările și după ce am văzut, de fapt, la mine unele lucruri care nu-mi plăceau. Cred că din această emisiune am ajuns pe drumul cel bun pentru a deveni cu adevărat cea mai bună versiune a mea. Și da, asta pentru cei care îmi trimit sau mi-au trimis mesaje mai puțin frumoase, să știți că m-au ajutat, pentru că, da, mi-am dat seama cine vreau cu adevărat să devin. Și pentru cei care în continuare or să zică, bă, ești cam grăsuță, ești cam plinuță, vreau să vă spun atât. Că sunt un om care s-a luptat de două ori cu kilogramele în viața asta. Am slăbit prima oară 60 de kilograme, a doua oară 40 și vă încurajez pe toate că puteți. Așa că eu sunt mândră de ceea ce am reușit, sunt mândră de toți de aici, de voi toate și cred că în viața asta nimic nu este imposibil dacă îți dorești cu adevărat. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în acest proiect, pentru că v-am cunoscut, că mi-ați dat șansa să fiu aici. Și vă mulțumesc pentru că suntem pe Instagramul meu, eu sunt Oana Radu, unde vă aștept pe toți. Vă iubesc și îmi cer scuze și de față. Iar indicativul toți, tău? Stai un pic. Și le cer tuturor scuze dacă i-am supărat cu ceva. Indicativul meu este 10 la 1206. Vă mulțumesc și vă pup. Mulțumesc, Oana. Andreea Tonciu, te-am văzut cu lacrimi în ochi de când am început live-ul. Am să te rog și pe tine să privești înspre LED. Votați indicativ 4 la 1206. De ce? Pentru că fiina mea este Andreea Tonciu, este cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă, cu cel mai bun stil. Multă baftă, fiine! În viață, niciodată nu există înfrângeri, doar învățare. Iar tu, din acest show, ai învățat foarte multe. Mă bucur că ai făcut parte din acest proiect, sunt mândră de tine și te susținem și votăm 4 la 1206. Te pupăm! Te susțin din toată inima, soția mea frumoasă, la Bravo Ai Stil Celebrities. Din punctul meu de vedere,
ești cea mai bună concurentă, ai avut cele mai bune ținute de la început până la final și cu siguranță meriți să câștigi această frumoasă competiție. Te iubesc, te susțin. Votați 4-1-2-0-6, Andreea Tonciu, the best. Consider că Andreea, pe parcursul acestei emisiuni, a îndurat critici dure aduse pe baza sincerității ei și a arătat adevăratul devotament, a avut ținute spectaculoase și a învățat într-adevăr ce înseamnă stil. Dacă suntem alături de ea, haideți să o votăm acum pe ultima 100 de metri la indicativ 4-1-2-0-6. Votați-o pe mami Cale Stil, vă iubesc, vă pun! Sunt o fire foarte vulcanică, recunosc. Să-mi cer scuze în fața domnului Munteanu pentru toate cuvintele adresate. Recunosc că am greșit. Apropo de ei, am să le reamintesc tuturor cum funcționează lucrurile în marea finală, pentru că e foarte important. Înainte de această mare finală, concurentele au participat la o extragere prin care fiecăreia i s-a atribuit câte o culoare. Însă, nicio concurentă nu știe ce culoare a extras. Vom afla asta cu toții împreună în momentul în care vom vedea procentajul final pentru fiecare celebritate în parte. Și apropo de procentaje, ne apropiem cu pași repezi de prima eliminare din marea finală. Atenție, luăm în calcul voturile telespectatorilor obținute până în acest moment de fiecare concurentă în parte. Votul continuă însă și e foarte important pentru cei de acasă să știe că își pot susține în continuare preferata, în cazul în care aceasta a rămas în lupta pentru marele premiu, până în momentul în care voi spune stop vot, evident, în direct. Așadar, haideți să vedem care este prima culoare atribuită primei concurente eliminate, care a obținut cel mai mic punctaj de voturi din partea telespectatorilor dintre cele trei care se află acum în fața mea. Cristina are ruj roșu, Andreea are ruj roșu. Cine credeți că se află în spatele acestei culori? Ișoan arată ruj roșu. E, mă rog, mai mov. Sper să nu mă aflu eu. Nu știu. Probabil Cristina Șișcanu. Asta crezi? Da. Cristina. Habar n-am, nu contează în acest moment pentru mine. Eu sunt pregătită pentru orice, că plec acum, că plec un pic mai târziu, pentru mine același lucru. Scopul meu în această competiție a fost altul, l-am expus mai devreme și sunt foarte fericită pentru asta. Ok.
Oana, simți ceva vis-a-vis de această culoare? Eu iubesc culoarea roșu. Mai ales că vin sărbătorile, nu-mi place să mă îmbrac în ea pentru că arăt ca Moș Crăciun de cele mai multe ori. Dar sper să nu fiu eu culoarea roșu. Nu contează până la urmă cine este. Important e că am ajuns până aici. Și dacă e să fiu eu, mie roșu-mi poartă noroc că nu mă mai deu ochii lumea. Îmi place cum gândiți, fetelor. Și chiar dacă știu că tensiunea e mare și chiar dacă știu că fiecare dintre voi, lăsând orice glumă la o parte și orice orgoliu, își dorește să câștige acest titlu și acest premiu, totuși, una dintre voi trei părăsește lupta, iar procentajul pentru cea care va fi eliminată este 0,8%. Nu știm cum arată procentajele pentru celelalte concurente, deci nu ne putem exprima dacă e mic, dacă e mare, dar mă rog, luând 100%, mic. Sunteți pregătite, fetelor? Da. Facem prima eliminare din marea finală Bravo I Still Celebrities. Iar concurenta care este eliminată este Cristina Șișcanu. Îmi pare rău, Cristina. Mie nu. Eu nu am investit bani în cartele ca să fiu votată. Și mă așteptam să se întâmple acest lucru oricum. Nu mi-am făcut campanie online pentru a fi votată, repet, pentru că nu acesta a fost scopul meu. Mă bucur tare mult că am făcut parte din această producție minunată și țin să felicit postul Canal D pentru această producție originală. Aș mai avea niște întrebări pe care aș vrea să le adresez juriului, dacă mi se permite, dacă nu, nu. Sigur că ți se permite, Cristina. Da? Da? Nu știu cât timp avem în emisiune. Scurt. Dar ți se permite, da. Da, cu da și nu, dacă vor să nu răspundă, pot să nu răspundă, nu este absolut nicio problemă. Aș începe așa, cu domnul Botezatu. L-aș întreba dacă în această competiție a primit foloase din partea Andrei Tonciu, foloase de orice natură, fie în bani, fie de altă natură, din partea Andrei Tonciu, din partea apropiaților Andrei Tonciu, sau rugăminți sau solicitări pentru a o susține și a o favoriza. Și adresez această întrebare pentru că am văzut că în mediul online se vehiculează foarte tare această idee. Da, am să-ți răspund scurt. Cred că mă aflu la un nivel financiar extraordinar, extrem. Am spus și de altă natură. Da? Da. Deci de nicio natură, nu sunt de cumpărat, nu sunt de vânzare. Trebuie să ai mulți bani ca să mă cumperi pe mine, Cătălin Botezatu, și nici nu m-aș preta ca și jurat la așa ceva. Răspunsul este nu. Și tot hate-ul pe care l-am luat pentru Andreea a fost unul asumat doar datorită unei prietenii cu fina ei, este vorba de Ana Maria Prodan, cu care m-am văzut în această perioadă doar o dată și m-a întrebat doar atât, ce face nebuna aia mea? În rest n-am avut nici măcar o intervenție telefonică sau ceva de gen. Mulțumesc pentru răspuns. Cu plăcere. Domnul Munteanu, aș vrea să vă întreb și pe dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Și dacă doriți îmi răspundeți, dacă nu... Stărmit orice, dragă. Ok. A fost o zvâcnire tot în mediul online de a lansa ideea că dumneavoastră sau dumneavoastră prin intermediul altor persoane ați sta în spatele ținutelor purtate de Alexandra Ungureanu în acest concurs. Dar tu ce crezi, Cristina Șișcanu? Nu pot să-i spun eu ce cred. Acum vă întreb pe dumneavoastră și dacă vreți să răspundeți bine, dacă nu, nu. Și atât. Evident că răspunsul este nu, Cristina Șișcanu. Știu exact cine sunt și nu știu de ieri de azi cine sunt. O piață și o industrie întreagă știe exact cine sunt. Astea sunt chestiuni care pot fi verificate oricum. În momentul în care lansez tipul ăsta de acuze, dacă ele nu pot fi susținute de ceva, se poate ajunge la chestiuni mult mai grave. Am citit și eu câteva mizerii de genul ăsta. M-a apucat râsul. Aveți toată prețuirea mea. Mulțumesc. Și tu pe mea. Nu am nicio întrebare pentru Raluca Bădulescu. Aș vrea să-i transmit un mesaj. Mi-a spus că printr-un noroc am ajuns în finală. Norocul este al vostru că am participat în acest sezon la competiția Bravo I Still. Vă mulțumesc. Ilinca, ești o prezentatoare. Cristina, te rog frumos, dacă tu ai vorbit, permite-mi și da, să sigur. Vorbesc. Am dezbătut deja acest subiect. Chiar și aseară s-a dezbătut. Apreciez faptul că n-ai adresat nicio întrebare, dar dacă aș fi spus și eu un cuvânt, acum era momentul
Și nouă ne pare bine că ai făcut parte dintre concurentele Bravo Stil. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim, Cristina. La revedere. Mulțumim și florăriei OK Flora pentru superbele buchete de flori pregătite pentru concurentele noastre. Te rog foarte frumos să te așezi pe unul dintre scaunele negre pregătite în spatele vostru. Aș prefera cel din interior, te rog, Cristina. Din exterior, pardon, scuză-mă. Da, mulțumesc tare mult. Bun, mergem mai departe. Andreea, Tonciu, Oana, Radu, în fața mea, tot în pericol de eliminare, amândouă în acest moment. Vom proceda la fel. Vom vedea care este culoarea următoarei concurente eliminate în marea finală. Iar culoarea este... verde. Un galben. Verde, da, un verde mai fosforescent. Verde gălbui, bine, hai să zicem ou de rață. Ok? Ou de rață. Bine, da, hai să zicem ou de rață, da. Ce simțiți? Că e a mea. Simți că e a ta? Da. De ce crezi asta, Oana? Păi, eu așa cred. Îți place culoarea asta, sau? Nu mă deranjează culoarea, doar că așa simt că este a mea. Crezi că ai mai puține voturi decât Andreea Tonciu? Da, probabil. Și nu e ca și cum ar supăra chestia asta, pentru că, până la urmă, cred că despre asta e vorba, să învățăm și să știm să pierdem. Eu știu să pierd. Și până la urmă le-am spus tuturor celor care mă urmăresc pe Instagram și tuturor apropiaților mei că nu îmi doresc să mă voteze, pentru că eu cred că în această emisiune nu am arătat ceea ce pot eu să fiu sau cine sunt eu cu adevărat. Cred că am arătat o latură totalmente eronată a mea și atunci nu aș fi vrut ca oamenii ăștia să irosească cumva. Wow! Da! Dar tu faci niște declarații foarte puternice, Oana. Da, pentru că este adevărul și pentru că am învățat foarte multe după ce emisiunile au început să se difuzeze. În momentul în care am primit niște mesaje și în care am căutat un sâmbure de adevăr în ele care el a existat și asta m-a întristat cumplit. Oana, asta spune foarte mult despre tine și despre puterea de a vedea lucruri, puterea de a te schimba. Da. Te felicit pentru asta. Mulțumesc. Andreea, tu ce simți? Eu simți că ești tu sau nu? Atât, scurt. Nu. Nu. Hai să vedem procentajul. 1,4% din voturile telespectatorilor. Iar concurenta care este eliminată acum, în marea finală, a doua celebritate eliminată, este... Oana Radu. Vezi că am știut? Vreau să vă mulțumesc mult. Știu că ăsta e un text care se tot vehiculează, dar vreau să-mi acordați 20 de secunde în care să vă spun câteva lucruri și să vă și cânt ceva, pentru că foarte mulți pe Instagram mi-au scris să vă cânt puțin din refrenul pe care l-am cântat puțin mai devreme. Dar până la refren, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că mi-ați fost alături. Le mulțumesc chiar și celor care mi-au dat mesaje mai puțin frumoase, fără a mă repeta, pentru că am învățat foarte multe din ele, din această experiență. Eu cu adevărat sunt un alt om și pe mine asta mă bucură mai mult ca orice în lumea asta. Și pe mine mă bucură. Am câștigat o experiență pe care nu puteam câștiga niciodată, indiferent oriunde aș merge. Asta și mă bucură mult. Pentru că oricum oamenii m-au asociat în toată viața cu diete, cu chestii, vreau să arăt de acum înainte că pot să fac și altceva, adică să cânt, pentru că până la urmă pentru asta am venit aici pe pământ și vreau... Ai zis să... 20 de secunde, Oana. Stai puțin, Ilinca. Înainte nu să... pot, că da, suntem în direct, Oana, nu suntem în înregistrare. După ce o să termin cântarea, haide. Vreau să aud pe austriacă, sincer. Eu nu plec de aici fără austriac. Bine, dar mai încolo, mai târziu. Deci repede și în timpul ăsta primim și bucete de flori pentru Oana Radu, vă rog. Dacă am ști lu, lu, lu. Hai, dă-mi buchetul. Bravo, Oana. Radu, te rog. Bravo. Austriac așteaptă nunt după ce vin vaccin la noi. Da. Austriac vine dansez la nunt la tine. Păi ai uitat că ne nășim și dansăm cu toții la tine la nuntă. Vă mulțumesc din toată inima. Austriac, meniu vegan la austriac. E dieta? Dieta mea, te dau ca să slăbești și tu. Mulțumim tare mult, Oana Radu. Mulțumesc din suflet. Te rog frumos să ocupi. Bravo, Oana. Scaunul negru. Andreea, să te rog să te dai un pas în dreapta ta, pentru că atenția mea acum se îndreaptă către cele două prime concurente, prime celebrități eliminate. Fetelor, am o întrebare pentru voi. Puteți să-mi răspundeți la ea sau nu.
dar cred că e corect pentru cei de acasă să vă adresez. Acum, având în vedere că ați fost eliminate, doriți să-i îndrumați pe susținătorii voștri să o voteze pe o altă concurentă dintre cele patru rămase în lupta pentru Marele Premiu? Da. Cristina Șișcanu. Alexandra. De ce? Am spus întotdeauna că ea este peste această competiție Bravo Ai Stil, din punct de vedere stilistic. Știu că am spus că mi-ar plăcea să câștige și Teo Roz, din punct de vedere a faptului că e la începutul carierei și că a evoluat foarte mult stilistic. Însă acum, în acest moment, dacă mă întrebi, i-aș îndemna să o voteze pe Alexandra. Ok, mulțumesc. Oana Radu. Eu o să-ți răspund așa cum nu-ți dorești și o să spun că îi rog pe cei de acasă să le voteze pe toate, pentru că toate au muncit în mod egal și nu mi s-ar părea drept și corect să trimit voturile către o singură persoană. Deci, da, eu vă rog să le votați pe toate, pentru că așa este corect. Mulțumesc, fetelor! Alexandra Ungureanu, Dea Codrea, Teo Roz, împreună cu Andreea Tonciu, toate patru în pericol de eliminare. Am să vă rog să veniți toate trei lângă Andreea Tonciu. Emoțiile sunt mari, cu siguranță, suspansul crește, tensiunea de asemenea, pentru că ne apropiem cu pași repezi de deznodământ. Fetelor, aș vrea rând pe rând să spuneți ce sentimente vă încearcă acum, la un pas de eliminare sau cu un pas mai aproape de câștigarea Marelui Premiu. Cei de acasă sunt acolo. Andreea Tonciu. Dragilor, sunt foarte emoționată, credeți-mă, nu mai am cuvinte, puterea mea acum stă în mâinile voastre, haideți împreună să demonstrăm că se poate, așa că vă rog să votați neîncetat 4 la 1, 2, 0, 6. Eu vă sunt recunoscătoare și după acest show minunat am să fac o întâlnire cu toți fanii mei. Vă pup și vă iubesc enorm. Mulțumesc, Andreea, am să te rog să te dai un pas mai în stânga ta, scuze pentru problemele astea. Nu-i problemă. Teo! Ce simt eu? Că îmi stă inima, deși nu prea înțeleg de ce, pentru că v-am mai spus și pe Instagram că, indiferent de rezultat, pentru mine de aici începe totul, ceea ce e extraordinar oricum. Vă mulțumesc pentru toată susținerea și o să încerc să vă fiu și eu alături, drept recunoștință, cu muzica mea. Asta e ce îmi rămâne după competiția asta Bravo Stil, bine, și cunoștințele în materie de modă. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine. Mulțumesc, Teo, mai în stânga ta și tu. Dea Codrea. N-am spus degeaba că sunteți oamenii mei, pentru că eu chiar rezonez cu voi și chiar consider că, da, am ajuns în punctul ăsta ca fiind un om simplu, foarte pasionat și care crede în visul său. Și, așa cum am spus-o la început, mai am nevoie să credeți și voi încă puțin. Mă puteți vota cu 3 la 1, 2, 0, 6 și vă mulțumesc din suflet pentru tot ce sunt în momentul ăsta. Mulțumesc, Dea. Alexandra. Emoția mea cea mai mare în momentul ăsta se leagă de faptul că se termină acest proiect, pentru că, deși stau de ani de zile în fața reflectoarelor, este una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, pentru că prin fiecare mesaj pe care mi l-ați trimis, prin fiecare apreciere și tot ce înseamnă susținerea voastră de acasă, am câștigat foarte multă iubire. Pentru mine Bravo Ai Stil e sinonim cu iubire și simt că am câștigat deja. Dar pentru că este și un concurs, până la urmă, în care este vorba despre stil și sper că fiecare ținută prezentată aici a contat în egală măsură, ca și această seară. Sper că v-a plăcut tot ce v-am prezentat și mai ales mai pe scurt un pic, Alexandra, că suntem în direct. Am nevoie de voi până la final. Votați-mă cu 11 la 1, 2, 0, 6. Mulțumesc tare mult, fetelor! Aș vrea să vedem acum procentajele pentru voi patru. Vedem din prima cele patru culori care vă sunt atribuite, iar acestea sunt... albastru, verde, roz și mov. Ne pregătim de încă o eliminare. Iar procentajul pentru concurenta eliminată este... 9,1% culoarea verde. Vă simt emoția, fetelor? Hai să vedem cum v-au susținut cei de acasă, înainte de a vedea cine părăsește lupta. Teo Roz, privește ecranul. Teo Roz, ești cea mai bună.
o să fii învingătoare. Noi te iubim și te susținem. Teo Roz, cea mai tare de la București până la izvoarele. Teo vei câștiga sigur. Votați 6? 1, 2, 0, 6. Bravo, Teo Roz! Bravo! Ai câștigat deja inimile tuturor românilor, ceea ce este cel mai important. Tu ești, de fapt, marea câștigătoare a acestui sezon Bravo Istil și tu știi asta. Sora ta e alături de tine și te susține, dragi români. Nu uitați, votați 6 la 1206 pentru Teo Roms! Teo, mamaia te iubește și doresc toți românii să te voteze. Numărul 6. Numărul 6. La 1, 2, 0, 6. Așa, mamaia. Suntem alături de tine, toți. Te iubesc mult, felicitări. Oricum știam că vei ajunge în finală, dar acum că tot ești acolo, să nu cumva să te întorci acasă fără premiu, că nu te primesc, da? Așa că, oameni buni, dacă vreți să mai primesc acasă pe Teo, votați 6 la 1206. Vă pup! Lacrimi și în ochii tăi, Teo. Da, sunt foarte fericită că am atâția oameni dragi alături și în perioada asta am văzut mai mult decât oricând lucrurile astea. Am descoperit că mă iubesc așa mulți oameni și pentru mine înseamnă enorm de mult lucrul ăsta. Se vede în rezultatele muzicii mele și peste tot, eu sufletește în momentul ăsta, sunt extraordinar de bine, tocmai pentru că am familia asta și atâția oameni dragi alături, o echipă frumoasă de oameni. Și vreau să le spun că le mulțumesc mult și că iubesc. E meritul tău, Teo, felicitări. Mulțumesc. Dea Codrea, privește ecranul. Dănuța, mama e cu tine, te iubesc și sper să câștigi. Doamne ajută! Bună, mami! Îmi pare rău că nu sunt fizic alături de tine, dar tu știi foarte bine că inima și sufletul meu îți aparțin. Mami, sunt tare mândră de tine, de tot ce ai realizat până acum. Știu foarte bine că numai cu foarte multă muncă. Și să știi că vei fi apreciată și de cei de acasă, pentru că și ei au văzut că tu în tot acest proiect, ca și în multe altele, ești de una singură și pe cont propriu. Sper să fii apreciată și să fii votată de către oamenii tăi. Te iubesc și tu știi foarte bine că pentru mine ești întotdeauna o câștigătoare. Ține-o tot așa, mami, sunt tare, tare, tare mândră de tine. Te iubesc! Superbe mesaje de ea! Da, și dincolo de mesajele astea, cel mai important e, am spus-o și o repet, că Bravo Istil e proiectul vieții mele și cea care eu sunt acum în fața voastră e o altă persoană față de ea care s-a înscris și sunt tare mândră de mine și țin să vă mulțumesc tuturor și fiecăruia în parte, de la intrare până la producție, absolut toată lumea a avut, da, o contribuție la cea care eu sunt acum în seara asta. Și noi suntem mândri de tine, Dea. Suntem mândri de toate, de toate concurentele, de toate finalistele. Alexandra, uită-te spre ecran. Bună, Alexandra! Noi te urmărim zilnic la televizor, te susținem de aici, de acasă, te votăm și îți ținem strâns, strâns de tot pumnii. Ești cea mai talentată, știm cât de mult meriți să câștigi, cât de mult ai muncit, dar mai ales cât de bine te îmbraci. Asta poate să spună și Tașa. Te iubim! Mama, cine poate să o cunoască mai bine pe Alexandra decât mama? De mic copil a adunat educație, conștiinciozitate, cultură și pe toate și le-a dezvăluit în această emisiune. Dacă la început am avut rezerve, îi mulțumesc acestei emisiuni că a reușit să arate complexitatea personalității Alexandrei. Știu că alături de emisiune au fost mulți oameni de calitate care au apreciat-o și apelăm la acești oameni și alții care au plăcut-o să o susțineți, pentru că eu ca mamă, nu din subiectivitate, ci pur și simplu surprinsă de ceea ce a dovedit în mod constant în această emisiune, sunt sigură că ea merită să fie câștigătoarea. Frumoase mesaje, te văd și pe tine, Alexandra, cu lacrimi în ochi, super emoționată. Vreau să mai vedem încă o dată procentajele până în acest moment, în urma voturilor din partea telespectatorilor, aferente culorilor pe care voi le-ați extras fetelor. Culoarea verde mai devreme era pe ultima poziție.
a mai crescut, 9,2%. Orice se poate schimba, votul se schimbă din secundă în secundă. Luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor, domnilor, revenim în direct și vedem cine este următoarea finalistă eliminată în marea finală Bravo Steel Celebrities. Revenim în direct. În curând aflăm cine este câștigătoarea sezonului cu numărul 6, Bravo Steel Celebrities. Dea Codrea, Andreea Tonciu, Alexandra Ungureanu și Teo Rose. Cine este cea mai stilată celebritate din România? Am revenit, suntem în direct în marea finală Bravo Steel Celebrities. Tensiunea e... ferească Dumnezeu, toată lumea are lacrimi în ochi, nu se pot ține fetele pe picioare, însă sunt convinsă că a meritat fiecare clip această competiție. Din spusele voastre trag această concluzie. Ne apropiem cu pași repezi de următoarea eliminare din marea finală. Aș vrea să mai vedem încă o dată procentajele. ...9,1, culoarea verde, din păcate, se menține pe ultima poziție. E important pentru cei de acasă să știe că votul continuă până când voi spune stop vot în direct pentru celelalte concurente care rămân în lupta pentru marele premiu. Mă uit în schimb și la celelalte culori. 38%, 37,9% și 15% culoarea albastră. Dar referindu-mă la roz și la mov, e bătălie mare acolo. Oare cine se află în spatele celor două culori? Până aflăm cine va câștiga această competiție, aflăm cine este următoarea celebritate care părăsește lupta. Ea se ascunde în spatele culorii verzi cu 9,1%. România a votat, iar următoarea concurentă eliminată este Dea Codrea. Îmi pare rău, Dea. Dar te felicit din suflet. Mulțumesc mult și mie nu-mi pare rău, deloc. Chiar mi-a schimbat viața competiția asta și sunt sigură că n-aș fi ajuns aici, în alt context. Așa că vă mulțumesc tuturor din tot sufletul meu. Mulțumesc enorm. Mulțumesc. Felicitări, Dea, Dea, pentru tot parcursul. Felicitări! Un buchet de flori și pentru tine, Dea. Sunt momente unice pe care le veți ține minte toată viața. Dea, am să te rog să ocupi un scaun mulțumesc negru și baftă, din spatele tău. Baftă. Mulțumim, Dea. Alexandra Ungureanu, Teo Roz, Andreea Tonciu. Ați rămas trei în lupta pentru marele premiu. Însă până acolo, una dintre voi va fi eliminată. Nici nu vreau să știu ce e în sufletul vostru. Adică aș vrea să știu pentru cei de acasă. Dar citesc pe fețele voastre că e haos. Vreți să spuneți ceva acum, Alexandra? Dar scurt, te rog. Mi-e foarte greu să fie scurt, pentru că toată povestea asta a fost o întreagă nebunie despre care aș putea povesti pentru următorii ani. Știu că sunteți acolo pentru mine. Știu că vă place omul Alexandra Ungureanu din spatele hainelor, un om care are niște valori și niște principii și voi mi-ați spus că voi credeți în el în egală măsură ca mine. Haideți să ducem visul ăsta până la capăt. Eu cred în voi. Mulțumesc. Teo. Nici eu nu cred că am avut cele mai bune ținute ale acestei emisiuni, dar la ce a însemnat pentru mine experiența asta, restul e efectiv poveste. Mai fericită decât atât n-am cum să fiu. E extraordinar tot ce se întâmplă cu mine în momentul ăsta, repet. Și vreau să vă mulțumesc și să vă îndemn să mă votați cu 6-1206. Poate cine știe, una dintre culorile alea cu cifre mari e chiar a mea. Apropo de asta, am să vă dau și o veste, dar repede, Andreea, te ascult și pe tine. Emoțiile sunt foarte mari. Vreau să vă mulțumesc celor din Canal D pentru acest vis minunat care mi s-a împlinit. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine, juraților, Ilincăi, producției. Sunteți oameni superbi, mi-a făcut plăcere să lucrez cu voi împreună. Și dragilor, nu în ultimul rând, vă mulțumesc vouă! Voi sunteți puterea mea!
Mai avem puțin și poate reușim. 4-1-206. Mulțumesc! Apropo de culori, apropo de situația voturilor, România votează în disperare acum de când suntem în live, deja! Vreau să vedem procentajele, culorile, pentru că mai devreme culoarea roz era pe primul loc. S-a schimbat totul! Vreau să vedem culorile. Și procentajele. Culoarea mov este în acest moment pe primul loc, 38,3%. Culoarea roz pe locul 2, 37,8%. Și pe locul 3, culoarea albastră cu 14,9%. Îmi aduc aminte de primul sezon, că tot așa s-a întâmplat. În momentul în care am fost în direct, România a votat în continuu, iar situația voturilor s-a schimbat de la secundă la secundă. Și am ținut-o așa până când în sfârșit a reușit să se creeze o departajare concretă. E clar că toată România e cu ochii pe noi. E clar că voi sunteți trei dintre concurentele care le-au ajuns la suflet și și-au pus toată încrederea în voi. În curând aflăm cine este câștigătoarea, dar până atunci vreau să vedem care este concurenta din spatele culorii albastre, pentru că ea este cea care urmează să părăsească lupta pentru Marele Premiu. Cine e în spatele culorii albastre? Este foarte greu, Ilinca. Noi am urmărit și pe rețelele de socializare situația și suntem conștiente că Alexandra a câștigat mulți urmăritori și mulți oameni care o iubesc în ultima vreme și ne bucurăm pentru asta, pentru că merită cu adevărat. Așa că ne e foarte greu să ne pronunțăm, pentru că nu știm ce s-a schimbat în ultima vreme cu adevărat la nivel de voturi. Și oricare ar fi rezultatul, o să ne bucurăm pentru cea care o să câștigi. Dar tu ce speri, Teo? Sper să nu fiu eu cea care se ascunde sub culoarea asta albastră. Sper să nu fie numele meu acolo. Efectiv, este foarte greu. Așa cum a zis Cătălin în ultima ediție, că nu știm ce se întâmplă în social media, like-urile sunt like-uri, follow-uri și follow-uri. Și voturile voturi. Se întâmplă acum se stabilește. Dar tu ce simți, Alexandra? Eu am primit atât de multă dragoste, evident că asta îmi doresc, să se transforme cele mai multe voturi și să fiu câștigătoare. Mi-ar dori foarte mult, m-aș simți onorată, dar dincolo de asta, ți-am zis, mă simt câștigată în fiecare etapă pe care am reușit să o parcurgi la Bravo Estil. Și nu-mi vine să cred cât de strânsă este lupta între primele două poziții. E vorba de un procentaj super mic în plus care o va ajuta pe câștigătoare să-și atribuie coroana, titlul și cecul de 100.000 de lei. Hai să mai vedem încă o dată procentajele fetelor, pentru că situația se schimbă din secundă în secundă. România votează, România e cu ochii pe noi, România e cu sufletul alături de cele trei finaliste rămase în acest moment în lupta pentru Marele Premiu. Alexandra Ungureanu, Teo Rose și Andreea Tonciu. Iar culorile și procentajele arată așa. Wow! 42% mov, 41,4% roz, 16,6% albastru. Voi vedeți ce se întâmplă? Vedeți ce se întâmplă? Da. Asta e puterea oamenilor de acasă, asta e puterea telespectatorilor, aceasta este șansa pe care noi le-am oferit-o în fiecare sezon, aceea de a-și desemna singuri câștigătoarea. Indiferent de ce am făcut noi, indiferent de ce au făcut jurații, într-un final, tot cei de acasă decid. Haideți să vedem cine se ascunde în spatele culorii albastre, cu un procentaj de 16,6%. Finalista care pierde lupta către Marele Premiu și este eliminată se numește Andreea Tonciu. Da, vă mulțumesc mult pentru tot. Sunt foarte fericită că sunt în top 3. Mi-am dorit foarte mult asta. Vă mulțumesc în primul rând vouă celor de acasă, care știu că m-ați votat neîncetat.
Vă mulțumesc, Canal de România, vă mulțumesc pentru tot. A fost o plăcere deosebită pentru mine să fac parte din acest show. Mulțumesc mult, Ilinca. Te felicit, Andreea Tonciu, și noi îți mulțumim pentru tot ce ne-ai oferit. Florile vin către tine. Mulțumesc mult. Noi mulțumim. Andreea Tonciu este cea de-a patra finalistă eliminată. Andreea, am să te rog să ocupi un loc în spatele tău. Ai rupt, mă. Ai rupt. Wow! Alexandra, Teo, mă uit la voi, nu-mi vine să cred. Alexandra, ai avut o mimică șocată. Ai înmărmurit, nu ți-a venit să crezi. Ți-am zis că nu știu la ce să mă aștept. Nu știu să traduc tot ce am primit în timpul ăsta în voturi. E un moment cheie. Mi-am dorit foarte mult. Și cred că merit să fiu aici nu numai pentru parcursul meu la Bravo Ice Steel. Pentru tot ce am făcut în ultimii ani, cred că am ajuns la o maturitate stilistică și o expresie artistică la care am muncit ani de zile. Și mi-am dorit foarte mult. În același timp stau lângă copilul ăsta minunat pe care l-am descoperit în această emisiune. Și o admir foarte mult și mi-e drag de ea. Și suntem într-un moment în care cred că amândouă o să dăm un bâlbeală. Clar, da. Ia fiți atente, veniți aici pe steluță lângă mine amândouă și lăsați-mă un pic să vorbesc cu Andreea și cu Dea. Am să vă întreb și pe voi același lucru pe care l-am întrebat. E suficient acolo, Alexandra? Hai. Și pe Cristina și pe Oana. Dă-i, dă-i acum. Dacă ar fi acum. Mulțumesc. Să îndreptați voturile voastre către una dintre cele două finaliste rămase. Le-ați îndreptat către vreuna? Dea? Scurt, eu te rog. Eu cred că alegerea și cei de acasă știu mai bine ce e de făcut și le-aș spune același lucru pe care l-a spus și Oana, să voteze exact ceea ce simt ei în momentul ăsta. Ok. Andreea? Voturile mele se vor duce către Alexandra pentru că o respect foarte mult. Este o femeie cu o coloană vertebrală foarte bună și meriți toate șansele să câștigi, draga mea. Mulțumesc mult, Andreea. Mulțumesc, fetelor. Haideți să mai vedem încă o dată procentajele fetelor, pentru că voi două sunteți cele mai iubite și mai votate concurente din sezonul 6 Bravo Ice Steel Celebrities. E clar că în ceea ce vă privește vi s-au atribuit culorile roz și mov. Acestea sunt procentajele. Nu mă uit. Nu mă uit. E o bătălie cruntă care se dă pentru prima poziție. Voturile curg în continuu. Iată, pe primul loc culoarea mov, 50,2%. Pe locul 2, culoarea roz, 49,8%. Wow! Wow! Asta fac telespectatorii, fetelor. Asta fac telespectatorii. Și le mulțumim mult că sunt aici cu noi. Și v-am mai spus, indiferent de rezultat, cred că cu toate am meritat să fim aici. Dar te-ai gândit vreo clipă că o să fii în postura asta lângă Alexandra Ungureanu? Da, m-am gândit. Te-ai gândit? Da, ți-am spus că în ultima perioadă am fost foarte atentă pe rețelele de socializare. Am văzut... Ăsta era reperul tău. Care sunt valorile pe care oamenii le apreciază și mă bucur tare. Și da, merit să fii aici, fete. Îți mulțumesc mult, mă bucur tare mult că suntem aici împreună. Ei au fost cele trei călăuze, hai să le spun așa, care v-au îndrumat parcursul până aici, fetelor, care v-au susținut la fiecare pas, care poate câteodată v-au apostrofat, dar doar din dorința de a vă motiva, și către ei ne îndreptăm atenția în minutele care urmează, pentru că tot ei vreau să-mi spună, din punctul lor de vedere, cine este cea care ar trebui să câștige marele premiu. Cătălin. Eu am avut întotdeauna, știu, un podium. Știu, am făcut faza cu podium. Pe podiumul meu s-au aflat întotdeauna Dea Codra, Alexandru Ungureanu și Tonciu. Dar acum, pentru că e vorba doar de aceste două fete, eu cred că cea care merită premiul pentru tot ce s-a întâmplat aici, de la cap la coadă, cu bune, cu rele, este singura care merită cu adevărat, Alexandra. Mulțumesc mult, pentru că ea a făcut și ținute. Iar această emisiune, vreau să vă aduc aminte, dragi telespectatori, este o emisiune de stil și nu neapărat de muzică. Mulțumesc, Cătălin.
Raluca? Este una dintre cele mai grele alegeri pe care le puteam face vreodată. Alexandra, pe tot parcursul competiției și în general, de câți ani ești în showbiz, ai avut ținute extraordinare, te-ai remarcat întotdeauna, însă inima mea, Alexandra, îi aparține lui Teo Roz. Vă spun sincer, te iubesc, te admir, te respect enorm, Alexandra, dar cred că de la începutul competiției am această afinitate către Teo Roz și da, eu consider că Teo Roz este, ar trebui să fie marea câștigătoare a acestei competiții. Mulțumesc mult! Știi că te iubesc. Și eu pe tine. Am și spus, e o alegere făcută cu inima, nu că n-aș eu și pe Alexandra. Mulțumesc, Raluca. România se luptă, mi se transmite acum din regie, România se luptă la propriu, fetelor, pentru voi! Mulțumim mult! Este incredibil. Deci ce se întâmplă, nu vreți să știți. Nu vreți să știți cum se schimbă situația din secundă în secundă. Moris Munteanu, da, alegerea ta. A fost greu să fac asta, Ilinca, în fiecare sezon. Când tu îmi puneai întrebarea asta, mă aflam într-un impas foarte mare. Toate fetele îmi sunt foarte dragi, inclusiv cele care sunt acum eliminate acolo și le felicit pentru parcursul în această emisiune. Mulțumim! Știu cât ați muncit, fiecare în parte. Cele care sunt acum aici în fața noastră, Alexandra și Teo Roz, nu mi-au nevoie de nicio prezentare, dar dacă trebuie să dau un răspuns, pentru că asta trebuie să fac acum, să dau un răspuns, am să spun și eu tot Alexandra Ungureanu, datorită acelei maturități la care ea a ajuns și a demonstrat acest lucru. Știu că Teo are toate șansele în față, o să fim alături de ea și mai departe. Eu mulțumesc. Acum cei de acasă vor decide. Oricum, succes amândurora. Mulțumim. Cu siguranță, exact asta doream să spun și eu. Ne-ați împărtășit părerile voastre, ceea ce simțiți, ceea ce gândiți, însă cei de acasă sunt cei care decid. Votul se schimbă din secundă în secundă. Diferența dintre cele două poziții este minusculă. Nu-mi vine să cred ce se întâmplă, cât de mult votează România și ce bătălie este între cele două finaliste care sunt la un pas de câștigarea marelui premiu. Haideți să mai vedem încă o dată procentajele. ...50,1% culoarea mov, 49,9% culoarea roz. Doamne Iisuse Hristoase! Vreți să ziceți ceva, fetelor? Sunteți înmărmurite, nu, vă văd! Crede-mă, n-avem cum. Și dacă aș vrea să vorbesc ceva acum, nu pot! Nu pot, simt că-mi stă inima, am nodul în gât, nu... E inuman ce se întâmplă aici, nu mai pot. Ba da, este foarte uman pentru că România votează cu inima și așa a fost de 6 sezoane. Și le mulțumim din suflet pentru chestia asta. E o emoție pe care o să vrem să ne amintim cu tot din sub tot restul vieții. Sunt convinsă. Da, Alexandra. E incredibil, asta zic. Nu știu cum să traduc. Te rogi? Ce faci acolo? Nu știu la ce să mă rog. Sunt aici lângă fata asta și practic parcă nu mai e vorba de premiu. Nu știu, aș vrea să încheme aici fără mai departe. Lupta e atât de strânsă. E nici măcar nu mai e o luptă. Suntem aici în fața voastră și ne bucurăm de momentul ăsta. Eu aș vrea să opresc timpul în loc aici. Continuați să votați, doamnelor, domnilor, este foarte important să vă manifestați votul. Concurenta care v-a plăcut, în care v-ați regăsit, pe care o iubiți, pe care o adorați, este una dintre cele două finaliste aflate exact acum în fața dumneavoastră. Votați-le, totul se poate schimba din secundă în secundă, votul se schimbă. Pe perioada pauzei de publicitate pe care aș vrea să o luăm exact acum, sunt convinsă că votul se va schimba, așa că nu ezitați. Puneți mâna pe telefoane. Dacă Teo Roz e preferata voastră, votați-o. Dacă Alexandra Ungureanu e preferata voastră, votați-o. Aduceți-mi marea câștigătoare a celui de-al 6-lea sezon. Bravo, Still Celebrities! Revenim după publicitate! Da, am revenit, suntem în direct. Fetele, trebuie să vă mărturisesc că au cântat colinde pe timpul pauzei de publicitate, încercând să se mai relaxeze, pentru că ce credeți? Cei de acasă nu se relaxează nicio secundă. România se bate pentru câștigătoarea acestui sezon. La un moment dat, procentajele erau identice. 50-50. Ia să vedem cum arată în acest moment procentajele. Wow. 50-50. Mamă, mamă! Nici
Niciodată în istoria acestui show nu s-a mai întâmplat așa ceva. România luptă pentru fiecare dintre voi în parte. Aș putea spune că în acest moment țara noastră e împărțită în două. O parte o votează pe Teoroz și cealaltă pe Alexandra Ungureanu. Nu știu cum se va termina această seară. Da, Oana Radu? Dacă tot este procentajul egal, da, și oamenii nu se pot decide, da, aș putea eu cu Dea să luăm coroana. Pentru că noi putem împărți frumos cei 100.000 de ron și vom investi în modă. Eu sunt convinsă, dar până acolo, până să vedem marea câștigătoare, dragilor, să știți că și pentru voi am surprize. Adorăm cadouri, mulțumim. Exact, sunt pinuri din aur alb personalizate, oferite de Bijuteria Stil, furnizor oficial al Casei Regale a României. Producător național, creator de bijuterii, care în acest an aniversează 30 de ani de existență. Să vă bucurați, dragilor, din pin mulțumim de ele, să le purtați în frara. Ce frumusețe! Vai, ce frumos. Mulțumim! Mulțumim! Ia, dragă! Eu nu pot să-l desfac și de aia nu vi-l arăt. Revenind la fetele noastre, tensiunea a atins cote maxime. Nu știu dacă... Nici nu pot să vă explic în cuvinte ce emoții am eu, dar... Dacă mă gândesc la cele două finaliste care stau acum în fața voastră. Încă o dată, aș vrea să vedem procentajul în acest moment. Atenție, votul continuă, el este în plină desfășurare în aceste secunde. Iar situația se schimbă de la secundă, de la minut la minut. Haideți să vedem procentajele. Wow. 50,1% culoarea roz, 49,9% culoarea mov. Culoarea roz a preluat în acest moment conducerea. Până acum, în fruntea clasamentului, înainte de 50-50, era culoarea mov. Care va să zică, nu înțeleg nimic, nu știu care dintre voi se află în spatele cărei culori. Nici n-aș putea să-mi exprim vreo părere. Sunt absolut șocată de ceea ce fac telespectatorii, cărora le mulțumesc pentru că sunt alături de noi, pentru că votează, pentru că își folosesc această putere pe care noi le dăm în fiecare sezon în marea finală, aceea de a-și desemna câștigătoarea. Teoroz, Alexandra Ungureanu, la un pas de marele premiu de 100.000 de lei, la un pas de coroană, la un pas de titlu. Ce simțiți acum? E clar că... Cred că e chestie de noroc de acum. Adică e clar că lumea ne iubește mult. Și cum te simți, Alexandra, când vezi cât de mult te iubește România? Fantastic. E, cred că, cea mai frumoasă seară din viața mea. Pe bune. Și am trecut prin multe, slavă Domnului. Nu pot decât să mă bucur, indiferent care va fi rezultatul. Mă bucur de ce se întâmplă acum. Mă bucur că împartă dragostea cu această fată superbă. Și nu mai e o luptă, nu știu ce, dacă ați vrut să vedeți că ne trântim, că nu știu ce zice, n-avem ce să spunem, decât ne bucurăm de dragoste și ne dorim să se termine totuși, pentru că e tensiune enormă. Și tu, Teo? Eu mă bucur că împart, uite, cea mai frumoasă seară din viața mea cu cea mai frumoasă seară din viața ta. Cineva ar putea spune că ne căsătorim noi două chiar acum în momentul ăsta, dar să știți că nu e așa. Avem nevoie de susținerea voastră și vă mulțumim din suflet că o faceți. Pentru noi contează deja enorm că sunteți aici pentru noi și că ne votați într-una și că uite ce se întâmplă cu clasamentul ăsta. Și ce să... Vine să cânt, nu știu, vine să aleg pe aici, să dau o tură de platou, e foarte greu. Uite, îți dau eu răgaz să mai respir o secundă. Vreau să-mi îndrept atenția către... Jurați un pic. Voi ce să mai ziceți? Suntem la fel de emoționați. Da. Amintesc exact de sezonul întâi. Cred că din sezonul întâi a mai fost o bătălie de strâns între cele două finaliste. Eu ce pot să spun, că le felicit pe fete, sunt mândru că am fost în același platou, indiferent cu bune, cu rele, le iubesc pe toate și le-am apreciat din prima secundă și așa cum le-am spus, le spun și acum, după cum vedeți fetelor, nu noi decidem, ci țara. Deci, până la urmă, Cătălin Botezatul a avut dreptate, că marea bătălie se dă în această seară. Vă felicit pe toate și vă urez mult succes în carierele pe care le veți îmbrățișa în continuare. Mulțumim! Moris? Aș vrea să spun ceva, Ilinca, dar nu mai știu ce să spun. În austriacă. Un austriac, ce mai face el? Am epuizat și austriaca, am epuizat și pandișpanul cu vișine, am epuizat tot. Pe care...
deci, pe care nu l-am mâncat. Da. Dacă muți masa, crezi că se întâmplă ceva? Reușim să scoatem ceva de la tine? Cu greu, Ilinca, în seara asta. Ori Stelas, e clar că n-ai mâncat. Austriac conținut în scaunul ei de austriac conținut. Foarte conținut, Maurice, te văd. Râdem, însă vă aud inimile bătând la propriu, fetelor. Nu vrei să știi. Ba da, vreau să știu care este procentajul în acest moment, pentru că România încă votează. Haideți să vedem. Roz sau mov? ...49,8%. Lupta se menține strânsă pentru voi, fetelor. Nu v-ați gândit ex-ecvo niciodată? Deci exact ce spunea Raluca Bădulescu mai devreme. Cred că din primul sezon nu s-a mai întâmplat așa ceva. Eu sunt super impresionată de ce poate să facă publicul nostru. De ce meriți, Alexandra Ungureanu, să câștige această competiție? Pentru tot parcursul meu stilistic aici și artistic, pentru că m-a descoperit foarte multă lume încă o dată, dincolo de artist, așa cum am spus, ca om. Și am fost foarte plăcut impresionată să văd că valorile interioare care dublează pe cele exterioare sunt foarte apreciate, chiar într-un show TV și de divertisment. Și că vă place rafinamentul și bunul gust și bunul simț și educația și principiile în care eu cred sunt și ale voastre. Și vă mulțumesc mult că m-ați însoțit în acest drum minunat. Iar tu, Teo? Cred că ăsta ar fi apogeul parcursului meu aici. Eu aici am renăscut. Practic m-am născut, am avut părinți, o țară întreagă de părinți, care pe internet acolo m-au susținut și m-au îndrumat. Că a fost critică, că a fost o laudă, au contat foarte mult pentru mine. Fetelor, mai avem un minut până când vom spune stop vot, până când România va fi votat deja marea câștigătoare a acestui sezon. Teo Roz sau Alexandra Ungureanu? Ea este concurenta inimilor voastre. Una dintre ele va pleca acasă cu cecul de 100.000 de lei, cu coroana și cu titlul de cea mai stilată celebritate din România. Cine vrea coroana? Ați văzut coroana? Am văzut-o, se potrivește perfect la cum sunt eu îmbrăcată acum, în momentul ăsta, ce să zic eu? E, dar și pe roșu merge bine, ce? Merge și pe roșu. Doamne, fetelor, e o tensiune adunată și cumulată cu multă emoție și cu mult drag și cu multă fericire, pentru că vă văd pe amândouă liniștite și împăcate, iar asta contează mult. Exact. Fetelor, România a votat! 3, 2, 1, stop, vot! Liniile de votare s-au închis, zarurile au fost aruncate, România a votat până în ultima clipă. România și-a desemnat câștigătoarea să fie Alexandra Ungureanu, să fie Teo Roz. Alexandra, tremuri. Nu mai pot. Teo? Eu tremur în mine. V-am spus oricare ar fi rezultatul, Dumnezeu ne-a adus aici, a vrut să fim aici și să ne bucurăm de o experiență extraordinară. De aici încolo, cine o câștiga, soră, să câștige și suntem fericite. Asta-i tot. Eu din suflet vă felicit pe amândouă, ați fost două concurente absolut senzaționale, care au oferit foarte multe și care mai au foarte multe lucruri de oferit. Practic am senzația, chiar dacă vă cunosc de atâta amar de vreme, că de-abia acum începe adevărata voastră viață și adevărata voastră carieră. Așa e. România a votat, spun asta încă o dată, zarurile au fost aruncate. Deznodământul e aici. Aș vrea să vedem procentajele. Aș vrea să vedem cu ce diferență v-ați ales câștigătoarea. Să fie culoarea roz, să fie culoarea mov, să fie Teo Roz sau să fie Alexandra Ungureanu. Iată procentajele.
50,3% culoarea roz, 49,7% culoarea mov. Concurenta care se află în spatele culorii roz este în acest moment câștigătoarea sezonului 6. Bravo, I Still Celebrities! Doamnelor, domnilor, puterea voastră este în acest moment în mâinile câștigătoarei pe care voi ați desemnat-o. Împreună vreau să numărăm până la unul moment în care vom dezvălui numele marii câștigătoare a sezonului 6. România e gata! România numără! Platoul numără! Concurentele numără! 10! Sau mai așteptăm puțin? Vreți să vă mai întreb ceva? Oh. Nu, ne mai simțăm! Hai să numărăm! 10! 9! 8! 7! 6! Dar nimeni nu mai numără în partea noi! 5! 4, 3, marea câștigătoare a celui de-al șaselea sezon, 1. Bravo, I Still Celebrities, este Alexandra! Felicitări, Alexandra Ungureanu! Vă iubesc mult, mulțumesc! Dacă doresc să parți cu noi ce cunt... Alexandra, te rog frumos, permite-mi! Da, dacă reușim. Fericiu, dacă te aștept. Te rog. Bravo, Teo, felicitări! Mulțumesc, mulțumesc! Mulțumesc. Marea câștigătoare, Alexandra Ungureanu, primește un premiu special, un colier din aur alb cu diamant, oferit de producătorul național Bijuteria Stil, furnizor oficial al casei regale a României. Dacă și putem. Acum că mă uit bine, să știi că vine bine mă și la zi cu tata coroana asta. Asta e așa ca accesorii. Ai vreo neapărat, Drăluca? S-a lipit în... S-a făcut. Felicitări, Alexandra Ungureanu! Mulțumesc din suflet, mulțumesc, vă iubesc mult! Mulțumesc pentru toată dragostea, mulțumesc pentru toată călătoria, sunteți minunați! Echipă, colegi. Bravo, Alexandra, felicitări! Mulțumesc! Bravo. Alexandra Ungureanu este marea câștigătoare a celui de-al șaselea sezon Bravo, I Still Celebrities! Vă felicit, fetelor, pe toate! Mulțumesc. Meritați aplauze la scenă deschisă, iar pe voi... Nu mai am cuvinte. De fiecare dată în marea finală ne lăsați muți de uimire, scuzați-mă, am emoții. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în acest sezon. A fost un an greu, dar nu ne-ați dezamăgit. Mare atenție că moda se schimbă, însă stilul rămâne etern. Să ne vedem cu bine. Vă mulțumim. Seară bună, sărbători fericite să aveți!